Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu, ca în fiecare luni seara, profesorul Valentin Stan. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit. Ați ales candidații la capitală. Bine v-am găsit. Da, ai număr acum. Să vedem cât sunt. Pe numele, pe degetele de la... Nu, că toți se pricep. De la stânga la dreapta, în continuare numărați. Nu știu dacă... Da. Dar încă nu avem un candidat, dar... Dar tu crezi că mai contează? Eu zic că nu. Adică... Dar tip cât e Nicușor, cred că restul e... Da, Marius, îmi pare rău. Nu e vorba de Nicușor. E vorba de băieții ăștia. Care... Da... Care sunt... Ce vezi? Of, Doamne, nimic nu e bine în țara asta. Asta atât a putut poporul român sărac. Atât ați putut voi românii. Poate acum pot mai mult, totuși, vom vedea. Da. Nu? După comasarea asta și după ce am găsit candidați pe sprânceană, categoric, da. Hai să începem, că avem câte ceva pe ordinea de zi, maxim vreo 120 de subiecte. Ce să facem acum? Ne străduim și noi să ținem pasul. Să ne uităm. Marile, nu, stații, cum se zice, de televiziune, despre care sigur vom vorbi în emisiune. Ne facem și noi stații, stai liniștit. Pentru că vrem și noi să spunem ceva, nu? Da. Să ne bage și pe noi lumea în seamă. Să se uite și la noi. Exact. Chiar dacă suntem... Noi rimează cu goi, nu? Da, da, am venit și noi la da, nu. Voi, la goi. V-am găsit cu... V-am găsit cu NATO goi. Cu NATO goi. Da. Da. Chiar erați ca un strigoi. Cred că după acest început, mai mult decât poetic, ar trebui să totuși să Marius, dăm am avut, drumul la treabă. Da. Am avut o seară, cum zici tu, reușită la ultima noastră întâlnire. Da, chiar reușită, să da. Știi. Și, sigur, o să începem ușor plictisitor, nu? Pentru că stilul nostru. N-are rost să-i ținem pe oamenii ăștia, e nu, specialul. Și să... Nu, până... și trebuie să pregătească pentru sinteza zilei, n-are rost. Te rog, nu, dar nu mai fă reclamă la alte... Ba da! A. Cum? Păi să nu-i ținem prea mult, nu, adică... Nu, mergeți copiii acolo, că noi... Și noi dăm tot de acolo. Adică, la ce să mai pierdeți vreme aici, când puteți exact, să vă puteți duceți... direct la sursă. The real thing, adică, nu? Deci, Jeffrey Sachs. Astăzi o să facem, nu, un pas. Jeffrey Sachs e un geniu. L-ați văzut, dragii mei. Astăzi trecem la cel mai mare specialist în studii de securitate de pe planetă. Pe numele lui de scenă, John Mearsheimer. Auzi, Marius, cum îți explici tu că... Mearsheimer, n-am știut niciodată cum se citește. Așa, cum îți explici tu totuși că... Dar nu mă întreb ceva de Radu Tudor, te rog. Nu, mai încolo. Ah, mai pe seară. Da. Ca, mă rog, dacă nu vrei de Radu Tudor, Bogdan Chiriac te avantajează. Da, Bogdan e fratele nostru. O să avem. Dar cum îți explici tu că... Domnul, tu că da, mă rog, e ok. Da, așa. Cei mai inteligenți oameni, de acolo, nu de aici, da. Bă, sunt putiniști. Nu. Da. Păi, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer... Uite, o să vezi că îți spune omul George Kennan. George Kennan este autorul doctrinei de securitate americane de la al doilea război mondial încoace, doctrina containmentului, zăgăzuirea comunismului. Și ăsta tot putinist? Da. Da. Dar nu mai ai loc de putiniști pe adică planetă. Cele mai strălucite minți toți sunt putiniști. Tu cum îți explici? Bine, eu nu vreau să contez că Radu Tudor, Bogdan Chiriac, Mihăiță Gâdea nu sunt genii. Explicația e simplă, Vali. Știi că am avut coronavirus și s-a răspândit în ai așa avut și... tu, mă, nu, eu n-am. Eu am avut de vreo 3 ori, pentru că n-ai avut, că tu... iarba rea... Da, de acasă. Iarba rea, iarba rea de acasă, mă. Iarba verde de acasă. Adică așa. Și s-a... S-a împrăștiat în toată lumea. S-a, crezi că de asta e? S-a infectat. Bun. Români, hai să intrăm puțin în meseria asta, care e o meserie frumoasă, Marius. Da, grea, grea. Că... Mi-a început bine uite, deja. Hai să ne uităm puțin la micuțul a Will Burns. Mm-hmm. Omul este director la CIA. Are un interviu prin decembrie 2022 cu Judy Woodruff. Judy Woodruff e o jurnalistă absolut superbă. S-a retras acum de la PBS. Eu am cunoscut-o pe vremea când mai apărea și pe CNN.
prin anii 2000 absolut fabuloasă. Dacă e să spun ceva de bine, e despre mentorul tău, Larry King. Săracul, da. Mai ții minte ce bretele frumoase aveai? Sunt la mine în șifonier. Microfonul. Sunt la mine în șifonier. Categoric. Și despre această doamnă absolut superbă. Face un interviu cu el în decembrie 2022 și șeful CIA, Marius, îți spune cum pierde Rusia războiul, cum au distrus-o sancțiunile, cum poporul nu-l mai vrea pe Putin, cât? 87%? Cât 87 spre 90. Așa, și cum fug ăia rușii ca să nu-i înroleze, acum se înrolează cu, au voluntari cam câteva mii pe săptămână, dar nu, asta e o minciună. Răducule, nu. Nu, nu, nu te rog, nu. Așa? Nu vreau să atacăm colegii. Nu, nu, nu. Păi nu-i atacăm. Să nu-i atacăm, vreau să-i apărăm. Să nu se uite. Să-i apărăm. Da. Așa. Și micuțul iese în decembrie și spune, domnule, 2022. Da. Atunci, imediat după invazie, știi? Da, băi, rușii pierd războiul, e nenorocire, las că așa le trebuie. Eroare strategică la Putin. Bun. După care, Marius, facem un mic exercițiu din care să vedem dacă nu cumva America a știut exact ce face atunci când a produs acest război. Și că am mai vorbit noi asta pe la începuturi, când începuse război și tu îmi spuneai mie pe bună dreptate, băi, alo, ma perché, pleacă de aici. Pe ce, America a invadat Ucraina? Rusia a invadat Ucraina. Și să vezi tu, dragă Marius, uitându-te la micuțul ăsta, șeful CIA, cum s-au făcut lucrurile? Hai să vedem. Cum s-au făcut lucrurile? Eu recunosc dacă e, dacă nu, nu. Ca să moară oameni. Pe principiu omorâm niște ruși. Nu contează că distrugem o țară. Ne norocim un popor. Mai ciugulim și din faptul că îi rupem pe europeni de ăștia, dar până în alta omorâm ruși cu ucrainieni cu tot. La pachet. Da? Vrei să vezi? Da. Mai întâi, eroarea strategică a lui Putin, că tot a fost ales ăla de la... Exact. Mars. Și, CIA. Băi, CIA, uitat. Viața ta, sufletul tău. Păi, de unde ții tu anafura? Îmi iau... Nu continua cu anafura, cum nu, se zice nu, în popor. Nu, nu zic, nu. Te rog mult, că nu te știu gen. Că ai apucături. Da? Deci, hai să vedem. Mulți. 106 ce, vă rog. But the cost to the United States, weaponry, ammunition, Europeans, and what they're sacrificing for this war to go on, you're not concerned that he could outlast all that? I don't underestimate for a moment the burdens, the challenges that this war poses for Ukrainians first and foremost, but for all of us who support Ukraine. But strategically, I think in many ways, you know, Putin's war has thus far been a failure for Russia. The Russian military has performed poorly and suffered huge losses. The Russian economy has suffered long-term damage. Most of the progress that the Russian middle class has made over the last 30 years is being destroyed. I think Russia's reputation has been badly undermined and its weaknesses have been exposed. Veniturile the Russian population seems increasingly uneasy about the cost of war as well. The fact that Putin, when he launched at the end of September a partial mobilization, nici nu au doar 300.000 de oameni în rezervă, n-au ce să facă cu ei. Fled the country that he was able to round up. Au fugit toți, știi că dădeau la televizor. Ai înțeles, Marius? Da. Era nasol pentru ruși în decembrie 2009. Cine e băiatul ăsta? Barnes, William Barnes, nu? Șeful CIA? CIA. Decembrie 2022? Da. Auzi? O să-l vedem pe Mearsheimer. Dar facem un extras din ce spune el. Micuțul Mearsheimer. Că acum să spun ceva. El fiind așa un gigant, să nu crezi că nu știe. Sau că nu e chemat să fie întrebat. Dar degeaba. Marius, ia fi tu atunci ce spune micuțul Mearsheimer pe 10 ianuarie 2024. L-ai văzut pe Burns? Da. Eroarea strategică. Mm-hmm. 109 ce, vă rog.
And Bill Burns, who's now the head of the CIA, and in April 2008 was the U.S. ambassador to Moscow, wrote a memo to Condoleezza Rice, then the Secretary of State, basically telling her that this is the brightest of red lines and it's going to lead to unending trouble if we continue to pursue bringing Ukraine into NATO. Păi ce ai făcut? Păi dar nu era, era ambasador la Moscova. Așa? Păi după aia n-a mai fost. A. Și atunci el când nu a mai fost... Marisică, deci fii atent, era ambasador la Moscova în timpul unei administrații republicane și avertiza pe președintele SUA direct. Nu linia faceți nimic nu... să duceți Ucraina în NATO, fiindcă e dezastru. Acum e șeful CIA într-o administrație democrată și zice, băi, am rupt peruși. Vrei să-mi spui că William Burns nu știa la momentul ăla, ba, da, ca și acum, spre ce împinge Ucraina? Bineînțeles că știa. Compinge spre dezastru? Ba da, știa. Că războiul va fi pierdut în Ucraina? Cred că da. A. Da, și așa e, atunci era la Moscova, după aia n-a mai fost. Bă, nu contează unde ajuns a fost, la ce face mai eu spun, păi da, eu dacă nu mai sunt aici, Caracal, zic de tine că ai adus NATO în Ucraina. Da. Deci da? Zic că ai depășit, ai încălcat deci, toate liniile roșii. Deci știe multe, Mearsheimer, nu? Știe. Mm. E, atunci hai să-l vedem... În toată splendoarea. Ca să ne aducem aminte puțin cum am ajuns aici. O să-l mai vedem și mai încolo puțin. Când a spus ce vedem acum? Pe 10 ianuarie 2024. Adică anul ăsta cum ar veni. Anul ăsta, da. Mm-hmm. A povestit, printre altele, și acest aspect. Memo-ul lui Burns în 2008. Era summitul de la București. Mhm. Ăsta fiind unul din cei care au avertizat atunci. Era ambasador la Moscova, știa. Dezastru, potoliți-vă. Spre ce împingeți uf, da. Unde ce vă zic? Duceți? Hai să vedem ce zice. Hai să rememorăm puțin, mm-hmm. că e frumos. Deci, hai să vedem tot textul pregătit mm-hmm. cu Mearsheimer. O să-ți placă, da? Da. Dați-mi, vă rog, 107C. Hai să ne aducem aminte. You've even gone so far as to say that in a way what Russia did when it decided to invade was actually rational. Omul care vorbește este fost viceprim-ministru în Australia. Can you fill us in on your thinking about this? Because it goes to the heart of the issue I raised about whether or not those leaders after the Second World War would have been wiser in their approach to it. Maybe we've just become too smug and too slow to read real politics. Uh-huh. Well, I think that's exactly what happened here. I think you have to go back to the 1990s to understand what's going on in Ukraine. There was a big debate in the Clinton administration about whether to move NATO eastward, whether there would be NATO expansion or not. Yes. And inside the Clinton administration, there were a good number of people who were adamantly opposed to expanding NATO. Because they thought in realist terms. They believed that the Russians would see this as a threat. And as NATO got closer and closer to Russia's borders, it would all blow up in our face. And they fought tooth and nail to prevent it. This included people like George Kennan. George Kennan, it included Secretary of Defense Bill Perry, care who să-și said demisia, he thought about resigning from the Clinton administration over this very issue. But these realists were opposed by a good number of liberals, Tony Lake, who was his national security advisor, Richard Holbrooke, and a number of others, who believed that NATO expansion was a good thing. They had a more liberal mindset and thought that this would help promote democracy and economic prosperity in Eastern Europe. Mm-hmm. It would not be threatening to the Russians because they would see us as a benign hegemon and we would live happily ever after. But what happened is the realists lost, the liberals won, and we started to expand NATO. Mm-hmm. We got away with a big tranche of expansion, first in 1999. That's when Poland, Hungary, and the Czech Republic came in. Then we got away with another big
tranche of expansion in 2004. This is when the Baltic states, Romania, Bulgaria, Slovenia, Slovakia all came in. But then in 2008, the trouble started. Because in April 2008, we thought in terms of a third big tranche. And this time, we said explicitly that NATO was going to bring Georgia and Ukraine into the alliance. The Russians made it unequivocally clear that this was not going to happen. And Putin made it unequivocally clear at the time that it was a move that would lead to the destruction of Ukraine. Now, very importantly, John, at the NATO summit in Bucharest in April 2008, where this policy decision was made, Angela Merkel and Nicolas Sarkozy, the leaders respectively of Germany and France, were unequivocally opposed to bringing Ukraine into NATO. And Angela Merkel has said that the reason that she was opposed was because she thought that Putin would view it as a declaration of war. So if you think about it here, you have all these policymakers and prominent individuals like Kennan in the 90s, and then you have Angela Merkel and Nicolas Sarkozy who are saying this is not a smart thing to do. And Bill Burns, who's now the head of the CIA, and in April 2008 was the US ambassador to Moscow, wrote a memo to Condoleezza Rice, then the Secretary of State, basically telling her that this is the brightest of red lines and it's going to lead to unending trouble if we continue to pursue bringing Ukraine into NATO. So there were a lot of people who were opposed, and I joined that bandwagon in effect, right? Because I wrote this famous article in 2014 after the crisis in Ukraine broke out, saying that it was the West's fault, in effect, for expanding NATO eastward. But what happened here is that we doubled down at every turn. It's really quite remarkable. After the crisis broke out in February of 2014, instead of backing off, reevaluating the situation, we doubled down. And we have done that at every turn since then. And the end result is that we're now in this horrendous war that turns one's stomach when you think of what is happening to Ukraine. Ceea ce era de demonstrat. Noi o să mai avem o chestie fabuloasă cu Mearsheimer. Sigur, aici în planificare apare imediat, dar eu zic să-l dăm mai încolo. Ok. Da? Uh-huh. Unde Mearsheimer spune un lucru pe care noi l-am spus aici în emisiune de la momentul zero. Ce au făcut băieții ăștia când au aruncat Rusia în brațele Chinei. Așa e. Și ce înseamnă asta? Pentru ei și pentru noi și pentru planetă. Dar cred că românii sunt foarte interesați, nu-i așa, în zilele... De intrarea omului în cursă. Omului în cursă. Dar a intrat singur în cursă, da. Adică s-a auto... Și am văzut și eu ce s-a vorbit pe la televiziune, ce s-a întâmplat. Treabă. Da, așa, cum s-a spus. Cum... El... Bun. S-a auto... Vezi tu? Denunțat. Cam numai pe aici puteți afla câte ceva. Alminte, vă duceți unde vă duceți? La antena. Păi de-aia să-și uită. Aflați că plătește Germania 100 de miliarde pe an pe, în armare? Ok. Bun. Deci, Marius. Ce l-a găsit? Ca să zic așa, cum e limba asta română. Ce l-a găsit? Știi ce l-a găsit, Marius? Ce a venit, ce l-a găsit? Mai întâi o să vezi că e un gest de disperare. Dar e bine să-l desfacem și să vedem exact ce se întâmplă. Tu mă întrebi ce l-a găsit. Iar eu îți răspund printr-un singur cuvânt. E disperat, disperat, ieșise dispierat, pentru că era de la speriat. De la speriat, era și speriat și disperat, așa. Un singur cuvânt. Petrov. Cum? De-aia Vali, speriat. Nu te arunca. Nu. Vezi că mi-ai mai făcut asta cu vreo 3 ani în urmă. Ți-aduce aminte.
Și eu mi-aduc aminte și știu formularea. Petrov. Ai înțeles? Și acum să spun ceva. De la început. Multă lume s-a întrebat, bă, dar cum așa? Iese și anunță? Da. Că nu se face așa. Exact. Nu a făcut nimeni niciodată. Știu și ei că nu se face așa. Premieră mondială. Mondială. Hai să vedem. Deci, mergem scurt pe niște flash-uri. Dați-mi 769, vă rog. Nu, dar asta cu Petrov m-ai pus pe gânduri. Foarte bine. Asta și aștept și demonstrația. Vezi? Frumos. A decis omul să intre... O avem și video, să știi. Da, nu avem. Vrei tu să o dai și video? Nu, am dai dat-o. Dar da. Deci, mi-asum această candidatură, atenție, în numele României. Pentru că dacă era un personaj, a zicea, bă, am venit și eu pe aici, pe la groapa cu furnici... Nu putea să spună numele României. Bă, n-ai cum, e numele României, zice el. Mhm. Nu, dacă vedea un personaj oarecare. Da. Deci cumva te-a băgat și pe tine aici. Asta mă... Acum, odată cu acest moment, 12 martie, când vine el și își lansează public așa zisa candidatură pentru funcția de secretar general NATO, trebuie să reții un singur lucru, sau două, sau trei, să mă împărând. Unu. Pe datele pe care le avem și o să vezi imediat, se intenționează ca la NATO să se știe cine va fi pe țeavă pentru funcția de secretar general până în aprilie, până la sfârșitul aprilie. Da. De ce? Pentru că se intră în linie dreaptă pentru summitul NATO de la Washington, știi, din vară și nu vor să fie acolo... Aia care au fost, aia vechi. Da, nu vor să fie acolo disensiuni legate de cine să fie secretar general sau mai știu ce. Deci să se vor... știe. Exact, vor să se știe rapid. Mai știm de asemenea că există deja niște opțiuni. El se adaugă la niște opțiuni deja exprimate. Cum apare Iohannis în povestea asta? Iese public, zice, bă, vreau și eu. Pick me. Ok? Ok. Dar fii atent cum apare. Dați-mi 771-a. În aceea zi, pe Politico, uite-te acolo, da, apare, și nu dau aici tot pomelnicul ăla, un așa zis decalog. Vine cu un program pentru NATO. Deci nu e o chestie în asta, am venit acum. Nu. Băieții au și scris. Un articol repede. Un articol. Mm-hmm. Pentru că vezi acolo, dacă te uiți, este de Klaus Iohannis. Mm-hmm. Da? Deci omul a lucrat. Da? Bun. Numai că atunci când vine el, pe 12 martie, da, băieții vorbiseră deja. Dați-mi, vă rog, 770-a. Tot pe Politico, Marius, uite-te acolo. Da. Ce spune Politico? SUA, Marea Britanie, Franța și Germania, cele mari patru puteri din NATO, au ieșit cu toate sprijinul... Adică era cu o zi înainte asta. Păi da. Cum cu o zi înainte, apare în aceea zi. Ce în aceea zi a apărut? Sigur. Care a apărut primul? Deci, a apărut micuțul Iohannis pe 12 martie anunțând că se aruncă. Da. După aceea, în Politico, pe 12 martie, a apărut polologia lui. Da. Dar tot atunci, Politico a anunțat ce vezi aici. Și anume ce? SUA, Marea Britanie, Franța și Germania, cele mari puteri din NATO, au ieșit cu toate de sprijinul lui Rutte. Și zice, România, țările Baltice, Turcia... Nu și-au înregistrat încă sprijinul pentru el. Ungaria se opune în mod activ candidaturii sale. Da? Deci, apărea Iohannis, care vine așa, anunță publică, el candidează, cumva îl contracandidează pe Rutte, premierul Olandei. Da. Până aici ok? Da. Și iată ce spunea mai înainte, pe Associated Press, tot în 12 martie, da? 7-9-a, vă rog. Ce spun micuții acolo? Vezi? Practic, competiția pentru posturile de conducere
în Uniunea Europeană e în jurul alegerilor din 6-9 iunie, deci trebuie să se rezolve problema asta până ajungem în zona competiției. Summitul din Washington, dar chiar înainte, pentru a nu împieta asupra discuțiilor legate de distribuția posturilor după alegerile în Parlamentul European. Acum. Dacă te uiți la povestea asta, apare ușor bizar faptul că Iohannis, în condițiile în care deja erau enunțate niște se vorbise despre rute, în primul rând, și nu numai, da. Se aruncă în poveste public. Acum, uite, eu am în față lista cu secretarii generali NATO, de la primul secretar... Avem și noi un grafic, dacă vrei să-l dăm. Nu ne trebuie. Și uite, ți arăt aici. Mă uit și văd că până acum au fost trei britanici, olandezi. Pe urmă sunt trei olandezi și doi belgieni. Pe bune? Dar cu britanici înțeleg. Dar ce cu olandezii și cu belgieni în povestea asta? Nu știu, că nu... Păi să spun eu. Marius, în sistemul NATO, funcția de secretar general revine unui european. Pentru că comandamentul militar este lanțul de comandă e controlat de americani din punct de vedere militar. SACEUR-ul, Supreme Allied Commander Europe, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, este întotdeauna un general american. Dar ar trebui să fii naiv să crezi că europenii își pun ei pe cine vor în funcția de secretar general. Nu. Și e firesc. NATO e o afacere americană. Acum, de ce atâtea belgieni și olandezi? Pentru că belgienii și olandezii își centrează problematica de securitate națională exclusiv pe relația cu Statele Unite ale Americii. Așa cum sunt ei membri în Uniunea Europeană, această relație, inclusiv pe varianta NATO, este definitorie pentru spectrul lor de acțiune în orice formulă și în orice spațiu real, posibil, unde se discută și se aplică scheme de securitate. Deci sunt, cum s-ar zice, băieții noștri din curte. Belgienii și olandezii. Nu există să fi vorbit America pentru un olandez în funcția de secretar general și să vină cineva să spună, am venit eu. Păi uite că există acum. Nu există. Există acum. Ascultă. Păi a venit și a spus că vreau să fiu eu. Exact. Și eu spun ție direct acum. S-a discutat așa. Zice, domne, are o șmecherie, face el ca să ajungă în altă parte, are pe cineva în spate, o să vezi Bogdan Chiriac, zice că are Germania în spate. What? Cine? Germania? Bine. Oberales. Marius, atenție la ce întrebare spun. Bismarck. Există forțe speciale românești din trupele regulate care acționează acum în Ucraina? Nu. Nici eu nu știu. Dar este singur lucru care ar fi putut să fie o platformă pentru Iohannis ca să se facă de râs în halul ăsta, încercând să forțeze mâna Statelor Unite ale Americii. Nu se face asta. Never ever. Fii atent. O să vezi imediat niște băieți. Povestea cu secretarul general se discută într-un singur loc pe planetă. Ghici unde? La Washington. Atât. La Washington te duci tu și vorbești. Nu la NATO, nu la televizor, nu la pescuit. Nu la Cotroceni. Nu la o bere, nu la Cotroceni, nu, la Washington. Și cum vorbești? Acolo, bună ziua. Între pereți, în clar obscur, vezi tu cum te scoți. Nu public. Muzică în surdină. Și nu după ce a vorbit America. Fii atent. La momentul ăsta,
Se discută foarte mult între cele două mari ale Atlanticului cum o să desfințeze NATO dacă vine Trump, președinte. Multă lume are impresia că Mark Rutte, premierul olandez, logic, este opțiunea lui Biden. Biden e președintele, nu? America îl susține pe Rutte. E opțiunea lui. Este opțiunea lui Trump. Politico publică un articol foarte tare unde povestește o serie între cum îi se spune lui Rutte în ce îi se spune șoapta lui Trump. Ce faci tu mie? Biden, da. Biden trebuia să vină cu o susținere. Ăia sunt vai de mama lor, dar nu sunt chiar atât de proști. Ăia cine? Americani. Trebuia păi să... da, a zis în preda că americanul e cel mai prost om din lume. Așa este. Trebuiau să vină cu o susținere pentru cineva din ăștia de-ai lor, din ogradă, din curtea din față, în așa fel încât să poată să aibă această linie de conectare între cele două administrații. Nu care e să facă tranziție. Exact. Nu e Biden versus Trump în ceea ce privește nominalizarea americană pentru secretarul general NATO. Nu mai există aici niciun... Deci băiatul este în egală măsură omului Trump. Și atunci, încă o dată, vine Iohannis și se autopropune. Luați-mă pe mine, secretar general. Dar ai văzut cum o face? Logic. Propulsându-se, nu-i așa, cu o combustie internă românească. Eu sunt România. Din partea României, asta din spune. Din partea României, cu subiect și predicat. Fiadă. După ce iese micuțul așa frumos, da? Fiadă. Fratele tău, Bogdan Chiriac, pe binecunoscuta televiziune superioară, aminte, și plină de har, îți explică de ce Iohannis este the chosen man. Da? Mm-hmm. Dați-mi 108 ce vă rog. Bogdan Chiriac, mai sunteți cu noi? Da. Da, sigur să dau. Care este procentul pe care îl dați? 70-80%. Wow. Originul este în Germania, în primul rând, și cred că în zilele următoare, atenție, e un demers diplomatic care durează de un an, un an și jumătate. Nu e lansat întâmplător în acest moment, într-o lună de zile trebuie să se ajungă la consens. În zilele următoare vom vedea, începând să se materializeze prin declarații publice, acest sprijin. O să urmărim cu atenție și vom vedea lucrurile acestea. Cred că doar un accident nefericit de parcurs îl mai poate împiedica pe Klaus Iohannis să obțină această funcție. Tare? Nu a venit nimeni. Fii atent. Ba da. Cine a venit? Hai să vezi imediat. De altfel știi. Stai. Nu, bine, stai. Mă gândeam că a venit. Stai. Toate la timpul lor. Așa. Acolo, în platou, surprinzător, se întâmplă o mică schismă. Unul din generalii noștri... Că mai fost cu biserica la Da. Unul din generalii noștri, care săracul a lucrat la NATO, ușor contrariat de povestea asta, și probabil fiindu-i rușine, îl înțeleg. Poate îi se face din ce în ce mai mult rușine. Vine și spune așa. Fii atent. 104, ce vă rog. Informațiile pe care le dați sunt excepționale. Nu s-a mai întâmplat așa ceva ca un președinte în funcție sau în funcție sau un prim-ministru sau un fost prim-ministru să vină să spună îmi depun candidatura. Asta este o notă bună pentru președintele Iohannis și șansele sale sau asta arată de fapt altceva? În general, dar când spunem în general, în principiu înseamnă că pot fi și excepții. În lumea democrației, atunci când cutuma spune totul se negociază fără mari discuții, fără a ieși în afară până nu avem fumul alb, când deranjezi o asemenea cutumă, nu dă bine, în general. Dar asta nu înseamnă că, într-un asemenea caz, doar pentru că nu este absolut deloc ilegal. Deci, se întâmplă acum, pentru prima oară se pare, nu este ilegal, dar orice deranjare a unui construct de negociere care a existat până acum, poate fi privit, cum să spun, ca fiind puțin prea curajos, prea curajos pentru gusturile diplomatice ale unor state. Prea curajos este o formulă diplomatică.
Deci. Săracul, măi, s-a chinuit, adică... Păi, prea curajos, seama, nu... Tu îți dai seama unde era. Acum, apropo de povestea cu, băi, am venit eu din România. De ce chestiile astea se fac în clar-obscur, Marius? Să nu se vadă bine. Da. Că profilul. Ai putea să zici, bă, stai așa, care e problema? Că vine frate de tău, Procopie. Ia. Cine? Sau Pricopie. Pricopie îl cheamă. Așa, o mare savant. Nu mă ai un stil de a te lua de oameni. Nu mă ne-am nicio treabă, dați-mi 105 ce. Asta zicea Daria mie, deci da, ok, ia, nu. Uite acolo, ia. Final, ce înseamnă NATO? Înseamnă o instituție în care tot ceea ce facem se bazează pe încredere și respect reciproc. Deci eu cred că aici nu este o problemă că asistăm la un fel de inovare sau schimbare a procedurilor. Repet, okay. Tot timpul procedura a fost o cutie neagră. Adică și dacă a ieșit ăla în față. Cum NATO se bazează pe respect reciproc? Adică, asta se bazează NATO. Păi da, mă, adică am venit eu, am ieșit din baie. Deci am venit eu. Bine, și tu vezi, asta... vezi că scurgi și ai apă pe jos. Nu, no, nu, lasă. Am venit. De asta l-a apreciez pe generalul Eugen Bădlan, că a spus din prima secundă nu, 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 de trei ori nu. Adică... Stai, Marius, că e mai complicată viața. Păi văd că eu oricum mi-a rămas în minte un cuvânt. Deci, Marius... Știi care, da? Da. Deci, Petrov. Fii atent. Fii atent. Deci de ce facem noi discuțiile despre, nu-i așa, secretarul general NATO undeva departe de ochii lumii, nu ne aruncăm, nu ne autopropunem, nu ieșim cu pieptul în față? Unul din motivele fundamentale, Marius, pe care nu ți l-a spus nimeni până acum, că n-au de unde. N-aveți de unde la Antena 3, mă, micuților. Toți jandivoși. Lasă oamenii. Nu, n-am nimic. Nu, da, așa. Deci fii atent. Te-am rugat. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că atunci când lucrurile astea se discută, intenția este să menajezi cât se poate fața unei țări ce s-ar putea întâlni cu un refuz. Stai că mi-e dat greu. Deci pentru că să menajezi fața unei țări... Deci nu poți să ieși cu România în spate la drum... Nu-i așa? Ca un căruțaș beat. Să cazi din căruță beat cu România în brațe. Ah. Că România trebuie protejată. Ah, și atunci asta a ieșit deja... Deci România, Franța, Germania, Olanda sunt entități astrale. Nu le băgăm în rahat. Și atunci discuțiile astea se țin undeva în clar obscur. Nu știm niciodată cum s-a ajuns acolo, cum unul este cel, mă rog, susținut cum și altul ajuns? Nu. Cum s-a ajuns? Păi la Joana ai zis că tu știi. Ce să știu? Cum s-a ajuns? Păi tu nu știi? Păi nu știu, vezi noi că... Noi vorbim aici de negocieri. De secretarul general, de negocierile până acolo, da. Da? Mm-hmm. De-aia negocierile astea se fac așa. Nu iese unul cu ținta piept România și pe urmă tragi cu mitraliera în el. Și atunci, de ce? Că... Deci, ți-am spus, e disperat și este frică. Frică de? Petrov. Ah. Da, da, până la urmă spui de ce e frică. Nu, n-am de ce. Ah, e frică de, de Petrov 2. Eu am spus un cuvânt. De Petrov 2. Petrov, cineva s-ar putea să-l identifice și mai e frică de Băsescu sau așa. Nu, 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 că eu știu ce spui tu. Așa, lasă oamenii în pace. Nu ne interesează asta. Deci, Marius... Păi nu, dar întreabă și Marius, atunci eu încerc... Marius. Cum făcea domnul general sau colonel ce era... Ascultă-mă, încerc și eu. E vorba despre un dosar care la un moment dat ar putea să apară. Fii atent. Mergem la manual acum. Primul lucru, manual. Ambasadorul Statelor Unite la București este întrebat direct. Îți susțineți pe Iohannis? Cataleț. Cavalec sau cum o cheamă. Cavalec, Cata, da. Nu știu, Cavalec. Bun. Ea răspunde. Răspunde pe manual. Este clar că a fost brifuită la Departamentul de Stat cum să facă asta. Dați-mi, vă rog, 780-a. Slăbiciunea mea, doamna Min. S-a dus la Suceava. S-a dus la Suceava. Cu trenul. Da. Și acolo i-au luat un interviu. Cavalec, nu Catalec, scuze. Nicio problemă. Vezi? Zice, o întreabă. Ce puteți spune de intenția? Întrebată despre candidatura la președinte. Vezi cu roșu. Da. Ce răspunde? Răspunde by the book, la o asemenea întrebare, ai... O introducere și un dispozitiv la răspuns. Da. Introducerea spune ce?
Da, mă, răspunde, dar nu răspunde la întrebare. Exact. Dar da, ceea ce spune este să aducă un omagiu fierbinte omului, pentru că omul e reprezentantul României. Și atunci nu pui în dificultate o țară, pentru că un jurnalist vrea să afle și te întreabă direct. Corect. Da? Da. Deci, Marius, regula diplomatică numărul 1 este nu pui, da? Da. Țara în dificultate, spunându-i ce jurnalistului care întreabă despre inițiativa unui șef de stat. Vorba ta, răspunde ca la manual, fără să răspundă de exact, fapt la întrebarea propriu-zisă. Exact. Deci nu spune nu îl susținem. Nu spune nici îl susținem, pentru că nu îl susține. Atunci nu spune, răspunde nici da, nici omul nu, este extraordinar. Spune o chestiune diplomatică. Este o personalitate, colaborăm, partener strategic, nu știu ce. Acum fii atent aici, Marius. Sunt. Never ever, într-o astfel de situație, ca cea pe care ți-am descris-o, un ambasador al unei țări nu se va duce la o emisiune televizată. Un ambasador la unei țări importante din NATO. Pentru că există pericolul, inevitabil, pericolul, să fie întrebat. Îl susțineți pe Iohannis? Uh-huh. Și trebuie să eviți această întrebare. Deci nu te duci la televizor. Deci ai ambasadoarea americană pe 13 martie, da, a doua zi, se duce public, este întrebată și dă răspuns de manual. Pe bine, Marius. Păi și aia care, de păi, care zicea prietenul păi, tău păi bine, că o să iasă în următoarele zile și o să-l susțină? Pe bine, Marius. Pe 16 martie merge într-o emisiune televizată ambasadorul Marii Britanii? La București? Da. N-am văzut. Nu-i nimic. Eu te întreb, următorul lucru, Marius. Păi ți-am spus acum. Că nu are... Ascultă. Regula jocului este nu te duci într-o astfel de perioadă la emisiuni televizate. Nu mai pun la socoteală că l-ai văzut tu pe ambasadorul Marii Britanii prea mult umblând pe la televizor? Să dea un interviu, da. Nu. Deci, după, după răspunsul de manual al ambasadoarei SUA, ce caută ambasadorul Marii Britanii într-o emisiune televizată? A fost trimis. Tu-l mai ții minte pe Boris Johnson care se duce la Kiev după negocierile de la Istanbul? Da. Și le spune ucrainenilor ce? Că a ieșit sără, ne-am înțeles cu rușii. Neutralitate, nu da, știu da, ce. Da, da. Și se duce britanii cu frumușel la Kiev, Boris Johnson, și le spune ce ucrainenilor? La luptă. Exact. E normal și... Deci, britanicii sunt de multe ori băgați în față de americani. Purtători de cuvânt. Să le facă treaba murdară. Dar întrebarea este, de ce îl bagă pe britanic în fața America să facă treaba murdară? De ce n-a spus America? Că poate să spună pe canale diplomatice, nu în văzut zile. Pentru că nu vor să spună ei. Deci întrebarea este ce servicii l-a făcut Iohannis și noi nu știm. Americanilor. Da. Și te mai întreb o dată, avem trupe speciale în Ucraina? Din câte știu, dau și eu răspunsul tău, nu avem. Nici eu nu știu. Să avem. Nu știu, Marius. Acum ai trecut de la nu știu să avem la nu știu. Păi nu. Ai făcut progrese. Eu nu ești știu. Pe drumul cel bun. Eu nu știu. Vezi, ai stat deci, 40 de minute cu mine aici. Și deja fii atent aici, Marius. Răspunsul tău e și fii mai aici, inteligent. Dacă vrei să ieși în față. Ca prostul. Exact. Nu ai la așa ceva. Nu ai nicio țară în spate. Pentru că există o singură țară. America. Atât. Scrie Politico, zice, băi, Turcia nu am... Ce a făcut, mă, Turcia? Păi, Turcia n-a blocat Suedia o vreme? Au deblocat Suedia și le-au spus congresmenilor americani, dați drumul la kiturile pentru F-16, la băiatul. Și acum a apărut treaba cu secretarul general NATO. V-am dat drumul la Suedia, dați drumul ca să dăm drumul. Ungaria. Nu era că nu intră Suedia? N-am vorbit la Marcilea. N-au luat gripă, nu au umblat în, da, în documentele Consiliului ca să rezolve probleme. Toți își negociază pozițiile, nimeni nu se opune Statelor Unite când este vorba de secretarul general NATO. Tu, nu trage Marius, domn Semaca. Tu, Marius. Sunt eu, Valerica. În condițiile în care NATO-i pe ducă, toată lumea se sperie că vine Trump
da? Și desființează NATO. Îți imaginezi vreun membru NATO din Europa care face pe nebunul? Pune el bețe roate, Lumar Rute? Doamne ferește! Pe bune? Adică vine Trump și zice, unde-i șapta mea, Mark? Aici, aici, aici. Ia zi, Mark, e cineva împotrivă pe aici prin Europa, împotriva ta. Ia dă-mă hârtia aia să semnesc că am plecat. Îl bate cu șapca. Poftim? Îl bate cu șapca. Băi, pe ăla care zice nu vreți secretar general NATO ăla de-am zis eu? Hai pa! Poftim? Ura și la gara. De ce cineva în Europa? Și cine, mă? Polonia? Țările Baltice? Care ăia sunt... Mă fac să râd. Suflă unul, că e Mar Rute, că i-a tratat cu dispreț. Da. Poate să facă și pișul pe ei. Ești profesor universitar, da, valid, da, asta numește. Da, da. Păi și ce mă, astea se numește necesitate fiziologică. Pipi, nu pișul. Exact. Și vezi, Doamne, ăștia acum se adună pe lângă Iohannis să-l susțină. Cine, vali? Tu n-auzi? Care, de la ăia, păi pe bune. Balticii. Aia sunt, aia de care aici am... zis, mare legea e bine, aia sunt ca niște căței de aia care deci, lasă când sunt puse lată. A vorbit America și iese Iohannis și Baltice. Nu, noi vrem Iohannis. Păi, tu n-ai văzut că se fac hărțile alea? Care e cu Rute, care... Auzi, Marius? Da. Totuși... Ambasadorul Marii Britanii... Așa. La București. Nu l-am auzit, ia. Ambasadorul Marii Britanii. Ambasadorul, ești în formă, zic. Da. Ți-a se tăiat niște apă. Ambasadorul... Ce a zis? Ce? Forman. Vine și spune... Ceacă ce? Niște lucruri care pe mine m-au dat... Nu l-am auzit, sincer. Bă, m-au dat cu capul de bordură. Nu se poate așa ceva, Marius. Serios? Nu există... Marius, nu există în istoria Alianței Nord-Atlantice așa ceva. Hai că abia aștept zi, de ce? Păi nu zi, continuă-ți ideea. Și dăm și file audio. De ce te-au dat cu capul de bordură? Prin ce a spus? Fială. Adică ce, nu există o astfel de declarație în istoria Alianței? Nu. Cum a făcut ăsta? Nu. Hai să o dăm și după aia comentăm. Chiar nu știu. Președintele nostru, Klaus Iohannis, și-a anunțat recent intenția de a candida pentru funcția de secretar general al NATO. Care este poziția Regatului Unit față de această candidatură? Trebuie să spun imediat că președintele Iohannis este un om de stat foarte respectat în Marea Britanie. Până aici e foarte bine. E din manual. Da. Așa a făcut și ambasadoarea care zis, da, nu, e nemaipomenit, e partenerul. Da, da. What? Am avut ocazia să mă întâlnesc cu președintele de două ore în acest an deja. Asta este clar. În ceea ce privește secretarul general NATO, a avut deja un alt candidat înainte de candidatura președintelui Iohannis, premierul olandez Maputa. Și Marea Britanie a deja spus că susținem candidatura lui Rutte. Așadar, nu s-a schimbat. Ce-ai făcut, mă? Mă. La București, ambasadorul Regatului Unit iese public și spune lui Iohannis, marș, mă, de aici. Asta se traduce... Marș de la NATO, nu de aici. Asta este limbaj diplomatic. Nu se face așa ceva, Marius, în diplomație. Nu, putem să închidem după declarația asta. Adică... Deci, ce făcea ambasadoarea americană, Emanuel? Da. Ce face ăsta? N-are legătură deci, cu diplomație. Trimis. Pus. Cu așa ceva? Da, mai ales că nu apare asta, nu am auzit să dea vreun interviu. Vorbește și în limba română. Într-o română superbă. Da. Superbă, mare. Superbă, superbă, așa e, da. Da, fii atent, ai putea să zici că a vorbit și a închis. Nu. No. Nu, dar aș vrea să mai dăm asta odată. Stai păi un nu, pic. Stai o clipă, ia ascultă, că nu s-a terminat. Ah. Cum credeți că va convinge Regatul Unit pe ceilalți aliați să-l susțină pe Mark Rutte, de pildă? Pentru că se știe că cel puțin câteva țări de pe flancul estic al NATO
nici nu doresc să audă de premierul Olandei în funcția de secretar general al NATO. Întrebare de copil fără minte. De zice, cum o să-i convingeți pe aia care nu vor? Cine? Te rog. Pe cine? Încearcă să fii bun. Qu'est-ce que vous avez dit? Pafam. Ma perché? Hai. Deci, ești tu mai bun cu oameni. Deci iată, zice, cum îi convingeți pe ea? Pentru că el a auzit în fiecare zi la televizor prostia asta, că țările baltice îl susțin pe Iohannis. Întreba și el pe bună, nu mi se pare. Fii atent ce face teroristul ăsta britanic. Asta, mă scuzați, domnul ambasador, terorist de ce? În sensul, cu drag v-am spus, nu cu... Sensul, adică... Nu în sensul că dumneavoastră ați fi cum așa. Cum îl cheamă? Da. Porman. Porman. Așa. Porman. Da? Ia fi atent. Ia. Trebuie să vedem cum continua discuțiile. Cred că este clar că Nacruti este un om de stat de asemenea foarte important și impresionant, are experiență. Președintele Iohannis de asemenea, dar cum am spus, Rutte a candidat mai devreme. Și cred că este o majoritate pentru Rutte. Iar în privința Ucrainei... Poftim? Cred că e o majoritate pentru Rutte? Da. Deci ce-i spune lui Iohannis? Pleacă acasă. Mă tem că e cu marș acasă. Eu președintele României. E ambasadorul Marii Britanii, Marius. Nu te duci în țara asta, la televizor, să dai un asemenea mesaj. Marci acasă, că el e acasă. Marci de aici. Păi rău. Și spune o majoritate. Deci, da, adică el știe că e o majoritate. Da, e o majoritate. Putea să fie o majoritate de o țară. Da. În NATO există o majoritate de o țară, să știi. United States. Atât. Iar omul ăsta vine și spune, ai greșit. Pe ce dată a... Pe 16 martie. Sâmbătă. Pe 16 martie. Imediat. Ca să nu dea timp să se mai învolbureze de al de Bogdan Chiriaci, Radu Tudor și alte valori. Valori? A, păi nu, încep că... să vii de acasă, zi așa. Nu, că e important, Marius, e important. Bun, sigur, el spune ceva și de extremiști. Nu cred. Ba na. Dar stai puțin. Hai, bine, și după aia te întreb. Spune ceva și de extremiști, săracu. Ceva care ar trebui să te îngrijoreze. Păi, sunt deja îngrijorat că să mă îngrijoreze și pe mine. Mamă, cât poate să fie de îngrijorat un om nu totuși? Nu e chiar așa, ia fii atent. Ia. Mai Marisica? Da. Fii atent. Știi cât ne-am luptat noi cu extremiștii, nu? Tot timpul ne-am luptat. Tot timpul, da. Și ne luptăm. De două ore săptămâna trecută. Ai văzut că am moldovenizat și sufrageria lui Oprea, da? Da. Și îl întreabă pe omul ăsta. Zice, bă, dar cu extremismul cum ne descurcăm? Ia fii atent ce spune. Da. Anul 2024 este an electoral și în România și am observat că extremismul câștigă tot mai mult teren peste tot. Cât de mare este acest pericol? Cred că este ceva foarte pozitiv și important că avem alegeri libere. Suntem democrații. Am avut alegeri iar la Rusia. Este ceva de diferit. Așa că asta este ceva pozitiv pentru Europa. În ceea ce privește amenințare... În ceea ce privește amenințare, zice, aia întreabă, bă, extremiștii că sunt amenințare, da? Deci dacă vorbim de amenințări, ia ținte bine, Mario. Ia. Văd doua, în special, dezinformarea și amenințare cibernetice. What? Deci eu te întreb, Marius, băi, extremiști ăștia? Și el zice, da, dacă vorbim de amenințări, sunt două. Dezinformarea și atacurile cibernetice. Da, da, te-a întrebat de extremism. Păi n-are de unde. A? N-are ce... Păi nu am făcut o coaliție ca să ne luptăm cu extremiștii? Ba da, dar nu avem primar. Da, lasă, nu contează. Păi da, păi... Nu trebuie să îi luptăm, păi, să îi rupem pe extremiști? Da, mă, dar n-au extremiștii, n-au primari nici, n-au nici cei candidat. Dar nu trebuie opriți? Nu a venit Șor, n-a venit Șor la București? Șor? Șor, mă, să dărâmăm pe Ursula. Când i-a zis somnul Șor, i-a zis lui Iohannis ăsta, i-a zis somnul Șor. Și cum? Ăsta îl întreabă de extremiști și zice nu. Dacă n-a găsit. Nu, ce mințiți voi la televizor, zice ambasadorul. Asta e amenințare.
Dacă ești atât de drăguț să mai dăm prima parte când este întrebat de Iohannis și îi spune că nu, că a fost Rute care și-a pus primul, că vorbește și super vorba ta. Adică îl trimite la culcare. Iohannis și-a anunțat recent intenția de a candida pentru funcția de secretar general al NATO. Care este poziția Regatului Unit față de această candidatură? Trebuie să spun imediat că, președintele Iohannis este un om de stat foarte respectat în Marea Britanie și am avut ocazia să mă întâlnesc cu președintele de două ore în acest an deja. Asta este clar. În ceea ce privește secretarul general NATO, a avut deja un alt candidat înainte de candidatura președintelui Iohannis, premierul olandez Mark Rutte. Și Marea Britanie a deja spus că susținem candidatura lui Rutte. Marius, noapte bună. Nu se face așa ceva la București. Nu ieși și îl desfințezi pe omul ăsta în halul ăsta. La el în țară. La el în țară. Da. Iohannis a încălcat niște reguli, dar eu sincer sunt surprins că a fost pus la colț în halul ăsta. Și de fapt îi se spune așa: băi, fraiere, tu ai impresia că n-ai înțeles despre ce este vorba aici. Și că orice tulburare a apei de tipul aceea ce faci tu acum poate să creeze probleme aproape insurmontabile pentru ceea ce noi încercăm să obținem și să construim împreună. Nu cunoști regula, marș afară! Acasă. Aha. Ce e asta? Nasol. Ce spunea Bogdan Chiriaca? Așteptăm reacții. 70-80%. Eu am te-am întrebat. Da? Păi uite, au venit. Repede. Păi nu, dar el zice, el vorbea de reacții care să sprijine candidatura lui Iohannis. Da, da. Și au venit. Au venit. Deci, Marius, îți propun să ne uităm puțin la valoarea acestor oameni care că pot să susțină pe Iohannis. Da? Germania. Ok? Hai să vedem cine e Germania astăzi. Da. Îl cunoști pe Scholz? Nu l-am cunoscut și nici n-aș vrea. Bine. Atunci hai să începem cu fratele tău, că am înțeles că ești puternic. Dați-mi 102 ce vă rog. Dacă și Scholz e fratele meu? Nu, el, el e fratele. Germania, care alocă câte 100 de miliarde de euro pe an de la invazia Rusiei în Ucraina pentru un armare, urmează să devină principalul stat din punct de vedere militar în Europa, probabil în viitorii 10 ani de zile. E, tipul ăsta de nutreț, de rahat cu perje, îți este livrație pe acea televiziune. Dar rahat cu perje este desert, nu e nutreț. Băi, pentru unii e nutreț. Pentru unii e bivori. Păi e rahat, rahat cu perje la desert. Da, da, da. Adică da. Nu e un... Deci, ai auzit că Germania 200 de miliarde pe an pentru un armare? Da. Bine. De unde e băiatul ăsta? Cine? Înțeleg că e vedetă pe la antena. Scholz din Germania. Băiatul ăsta care a vorbit. Băiatul ăsta, frate, cu Mihăiță Gâdea. Vorbești de valoare cu asta. Da, șef de agenție de știri, nu știu ce. Ok. Bine. Dați-mi, vă rog, 773-a, ca să descărcăm niște idei. Te rog să fii foarte atent ce vezi acolo. Da. Mai întâi... Vezi, aia este o ghidușie, au făcut aia o paradă cu un tank, vezi, pe bicicletă, da? Dar te rog să remarci crucea neagră de pe el, da? Oh. Nu, aia este un simbol al armatei germane care de dinainte, de, din epoca prusacă, nicio legătură, da? Cu naziștii. Da, deci înainte de ei, este semnul și acum al Bundeswehrului, armata germană. Hai să citim de aici din Deutsche Welle. De pe 28 februarie 2023, da. Că trecus un an de când venise Scholz, cum spune Bogdan Chiriat, cu primul buget de 100 de miliarde, da? Pentru armata germană. Da. Și spune aici, vezi, cu puțin peste un an în urmă, cancelarul Olaf Scholz a ținut un discurs în fața Parlamentului German, care probabil va defini funcția de cancelar și abia avea două luni în funcție, discursul Zeitenwende, scuzați, nu știu germana, dacă am greșit,
adică răspântia vremurilor, da? Un răspuns la invazia Rusiei în Ucraina a fost construit pe anunțul că armata germană, ia fi tu atent ce am scris cu roșu aici, va primi un fond special unic de 100 de miliarde de euro pentru a fi modernizată. Care 100 de miliarde pe an? Pe an, da. Nu, 100 de miliarde era pentru armată, nu era, deci pe an. Deci era o sumă atât, un fond unic. Și atât, nu pe an. Deci, după... ce-i cu mizeria aia la Antena 3 că dau nemții 100 de miliarde pe an? A greșit. Nu. Asta înseamnă impostură, analfabetism. Funcțional? Înseamnă, mai rău. Mai rău de atât. Dar, dragă Marius, da, dragul meu, pentru că suntem aici, hai să mergem mai departe, pentru că l-am folosit pe Bogdan Chiriac, acest vai sufletului, care l-a anunțase și pe Băsescu drept secretar general NATO, dar tu ai uitat că erai mic pe vremea aia. Normal. Hai să mergem mai departe puțin, ca să înțelegi mai bine despre ce e vorba și cam pe unde trăiești. Deci, Marius, ia vezi tu ce scrie acolo, 772-a, vă rog. Ce e? Ce scrie acolo? Pe... El a zis? Da. Da, pe termen lung. 27 februarie 2022, deci începuse războiul în Ucraina. Da, pe termen lung, securitatea în Europa nu încă poate fi... Încă nu-i puseseră americanii mâna menghină. Lasă-mă să citesc și eu. Da, citești. Încă nu-i puseseră mâna la spate. Nu-i aruncase... Nu-i răsuciseră mâna la spate. Da, da. Da, pe termen lung. Deci știa. Băi, nu-mi pot să citesc rândul ăsta, jur. De ce? Nu mă lași. Eu? Da, pe termen lung, securitatea în Europa nu poate fi asigurată acționând împotriva Rusiei. Punct. Ce e asta? O mizerie. Da? S-a decolorat ceaiul. Mele? S-a... Ai forță? Și valoare. Mele. Atunci, hai să vedem ce face Scholz. Ia. Dați-mi 774 avăru. Uite-l acolo, micuțule, fratele tău. Ce zice acolo? Fondul special de 100, nu fond anual, fond special. Da, nu e unic, pe an, da. Da? Bun. Când te întâlnești cu fratele tău, Bogdan Chiriac, întreabă-l. De unde era anual fondul ăla? Îl întreb. De unde aveau nemții 100 de miliarde pe an? Săracul Bogdan, las că îl întreb. Te rog. Așa. Și ce zice aici? Cancelarul federal a precizat că acest lucru ar crea, deci treaba cu 100 de miliarde, cam ce ar vrea el să facă, ceea ce ar fi probabil cea mai mare armată convențională din sistemul european al NATO. Asta vrea să facă el? Vezi anul? Iunie 2022, abia a început să război. Până aici ești bine? Da. Deci nemții vor să facă cea mai mare armată convențională din sistemul european, din sistemul european al NATO? Văd că nu ai nicio tresărire, nu? Am, dar e insesizabilă. Păi atunci hai să-ți arăt care e cea mai mare armată la momentul ăsta din sistemul european al NATO. Ești curios? Da. 776 avăru. Ia vezi ce ai. Câți? Cum? Forțele armate turce sunt mai mari decât ale Franței și Marii Britanii combinate. 570.000 de oameni sub arme, 429.000 în rezervă. A doua cea mai mare forță permanentă din NATO după Statele Unite ale Americii. Dacă Germania vrea să facă, cum a zis Scholz, cea mai mare armată, înseamnă că va fi mai mare de 570.000 de oameni. Da. E logic? Până aici? Ce spun? Tu vrei să-l scoți pe Scholz drept? Băi, alo, miliția! Da, domnul, deci, comandant. Ce zice aici? 570.000? Da, sunt 570.000? Fii capitanul nostru, da. Deci dacă vrea Scholz să fie mai mare, e mai mare de 570.000. Da, da, 570.187. Da? Bun. Bine. Bă, unul a început să se mire pe treaba asta. Cine? Ia să vedem. 77A. De 3 ori 7A. 700. Ia, uite-l. Ce ești ăsta? Ăsta, pe 1 iunie 2022, a început să se mire. Zice... El zice principala forță militară a UE. Zice. Spune, este departe de a fi singura dovadă a unei renașteri în Germania a aspirațiilor de dominație? Obiectul unei discuții serioase despre viitorul Europei, despre modul în care va continua să învețe lecțiile istoriei sale întunecate în secolul. Deci, micuțul ăsta are așa o epifanie, Lavrov, începe să-și pună întrebări existențiale. Da? Da. El stând prost cu epistemologia, alo! Da. Stând prost cu epistemologia, i-a vrut-o lui Șarapova. Păi,
Tu știi cine e Șarapova, da, în cazul nostru? Zaharova, da, Zaharova de tip nou. Drept pentru care Zaharova, surioara ta, iese și ea pe 3 iunie. Așa. Așa. Dați-mi 7-7-8 avă. Surioara mea. Da. Șarapova e surioara mea, nu Zaharova. Ia uite, micuța. Și zice așa. Berlinul oficial a stabilit un curs pentru o remilitarizare accelerată a Germaniei. Cum se poate termina acest lucru este bine cunoscut în istorie. Adică știm cum. Dar fii atent ce zice. Vom urmări de aproape reînarmarea anunțată și posibilă creșterea dimensiunii forțelor armate germane, ținând cont de obligațiile sale juridice internaționale privind reținerea în sferă militară, care decurg în primul rând din tratatul 2+4 privind reglementarea finală privind la Germania din 12 septembrie 1990. Este vorba de tratatul de unificare a germanilor. Dar ce vrea să zică Zara Șarapova? Zaraza. Ce vrea să zică ea aici despre treaba asta, Marius? Că nu e bine. Pe bune? Vrei să ne uităm puțin în tratat? În tratat, da. Ia să vedem. Dați-mi, vă rog, 775A, vă rog. Uite, și l-am luat din Arhiva Statelor Unite, ca să nu fie cubanat, bănăt, bolbăt. Deci, Guvernul Republicii Federale Germania, acționând de plin acord Guvernul Republicii Democratice Germania, a făcut următoarea declarație la 30 august 90. Guvernul Republicii Federale Germania se angajează să reducă efectivele forțelor armate ale Germaniei Unite la 370.000 la sol, forțe aeriene și navale, în 3 ani. Deci, în total, 370.000 de oameni. Guvernul Republicii Franceze, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii și Statelor Unite ale Americii iau act de aceste declarații. Deci asta e în tratat. Are valoare, are valoare constrângătoare legally binding. Ei? Adică sunt obligați prin tratat că de-aia a acceptat Uniunea Sovietică unificarea Germaniei. Ca să nu aibă mai mult de 370.000 de militari. Da. Deci ce-i declarația aia că va avea el cea mai mare armată convențională din Europa lui Scholz? Păi el a vândut telefoane mobile. De unde vrei să priceapă, deci la cât de prost să fii să faci exact o asemenea declarație? Exact cât e Scholz de prost. Și îmi spune Bogdan Chiria că ăștia îl ajută pe Iohannis să ajungă în fruntea NATO? Cine? Germania? Păi nu ți-a zis așa? Bogdan Chiriac, în declarația, nu, mă gândeam la... Ți-a zis, mă, Bogdan Chiriac, că ăștia care vor să facă cea mai mare armată convenție. Dar nu Scholz. A, zici Scholz? Nu Bogdan Chiriac, așa-i confund nu, pe dar Scholz, nu Scholz e în spatele lui, adică Germania. Da, adică Scholz nu e Germania, așa, e un băiat. Păi, vrei să spui că Scholz reprezintă Germania? Așa zice Bogdan Chiriac, n-auzi că l-ajută Germania. Nu mai știu Germania. Ce a zis, dar crezi că Scholz e, adică, reprezentativ pentru da, Germania? Da, e praf. Scholz, nu discutăm dacă e sau nu. Orice cancelar. Nu, ai întrebat cât de prost. Cât de prost, da. Cât de prost. Atât. Vrei mai mulți proști? Da. Bine. Atunci să facem un salt. Păi îmi plac mult filmele cu proști. Da? Apropo, tot e să nu jucăm apropo, mai. Marius, cam ajuns aici. Te rog. Ca să vezi, apropo de mișcările băieților ăștia deștepți, americani. Da? Nu e așa că i-au împins pe nemți să dea tancuri. Da, Leopard. Da, dar ce nebunie a fost. Păi da, pentru că ei nu vreau să dea. Cu Leopardul, da. Și atunci l-au pus pe Scholz. Scholz, o fi cum îl vezi, dar e social-democrat. Da. El are o istorie în spate. Și a zis la un moment dat, nu le dăm și până la urmă a cedat psihologic. El știa niște lucruri și știe și acum. Cum știa Burns, atunci când i-a făcut memo lui Condoleezza Rice în 2008 și i-a spus, nu vă atingeți de Ucraina pentru că va fi nasol. Și Scholz știe că e nasol. Dar Scholz nu are nici măcar atâta cât avea Burns la vremea aia. Te refer la prunișoare. Da, la... Mai exact. Mere prună și... Exact. Și micuțul a acceptat. Cred că Merkel avea mai mare decât da. Scholz. Și micuțul a acceptat să trimită tancuri. Tancuri, corect. Acum, sigur, dacă faci treaba asta, o să ajungi aici. 755A, vă rog. Unde a ajuns? Uite acolo. Ia vezi. Unde are? A, știu. 755A, da? Asta e de acum, din ianuarie 2024. Punctul de a pierde toate tancurile principale lupte Leopard 2. De ce? Uite, a fost micuțul ăsta, șefer pe acolo, le-a dat tancuri fără piese de schimb. Spune Der Spiegel. Păi, dar n-are, Scholz n-are nicio... Mai are foarte puține tancuri, iar unele nu mai sunt operaționale. Șefer a remarcat nevoia urgentă de a acționa, spunând că forțele ucraine neinstruite agravează pagubele prin ce... De ce încearcă să repare cu ciocan? Dar știi cum face cornierul nemțesc când dai cu ciocanul? Nu, dar cum era Becali cu Maybachul, nu știi că era cu ranga la să repare Maybachul. Eu ți-aș fi dat un filmuleț acum, dă-l. Dar cu certitudine. Da.
Această emisiune ar fi fost scoasă de pe post pentru că Stalin ar fi invocat drepturi de autor. Înțelegi? Stalin. Stalin! Da, Stalin. Păi n-am murit. Acum te rog să te uiți foarte atent la următorul lucru, Marius, ca să înțelegi ceva. Mai întâi, uită-te la tancul ăsta. Dați-mi 752 Averroes. Vezi simbolul de pe el? Da. Ăsta este un tank al armatei germane, da? Da. Pe care armata germană livrează Ucrainei pentru a o ajuta. Mai puțin brajii. Ba. Acum, uite, astea sunt tancuri din astea nemțești în Ucraina. Dați-mi 753 Averroes. Îl vezi? Mm-hmm. Ți-am făcut eu un cerc roșu acolo. Ca să văd... Ca să vezi că sub frunzele alea se vede crucilița aia, mm-hmm. da? Da. O vezi? O văd, văd. Vezi cu cocarda albastră ucraineană, mm-hmm. da? Și, da, da. A, bravo. Dați-i 754. Aici n-au mai apucat să pună verdeață. Aha. Da? Se vede în clar. Da? Așa e tot acolo în Ucraina? Da. Uh-huh. Exact. Nasol. Nasol momentul mișto Coliva. Adică, auzi, Marius, da. Știi ce înseamnă asta? Apropo de prostia acestor oameni. E o chestie care te duce... Bă, n-ai nevoie decât să le dai pe televiziunile ruse și rușilor această poză. Da, al doilea război mondial se repetă. Da. Mm. Nu știu dacă ai observat că nu prea mai ai așa voci. O să-ți spună Bogdan Chiriac că e... Ce? Represiunea Radu Tudor, mamă, ce represiune? Îi rupe... Păi nu mai... Ai văzut prin Rusia ceva? Vreun protest? Vreo supărare? Nu, dar a fost liniște și pace. Deci, fii atent aici. Tu ai observat povestea cu interceptarea de către ruși a unor convorbiri? Da, nemții care aveau apărătură depășită. Așa. Deci niște ofițeri germani mm-hmm. au vorbit așa cum ar putea lovi Podul Kerch, care mm-hmm. leagă, nu-i așa, Crimea de mainland-ul rusesc, mm-hmm. cu niște rachete Taurus pe care nemții le-ar da ucrainenilor. Cu Taurus sau cu obuze, parcă? Nu, cu rachete Taurus. Păi nu, există tancuri. Nu. Mă rog, nu știu, da, ce am că zis, dar poate rachete Taurus, da. Da? Ba. Mm-hmm. Și mare... Zarvă prin Europa. Băi, au interceptat rușii, mamă, au folosit ăia telefoane vechi. Mm. Dar eu vin și te întreb pe tine următorul lucru acum. Au lăsat-o să scape. Ascultă, dacă eu, Rusia, pot intercepta convorbirile astea... Da, de ce să fac publice astea? Exact. Da. Pentru că pentru mine este important... Să am informația și exact. Nu trebuie să știe că am aflat. Dacă o fac publică, ăia și au măsuri... Să se protejeze. Nu e în interesul informativ al exact, serviciilor speciale rusești informația. Să facă această informație publică. Nu, e o prostie. Mea, preîntâmpin și așa mai departe. Deci de ce au făcut-o publică rușii? Ca să se pregătească mai bine nemții data viitoare să exact, nu mai poată intercepta? Exact, se facă de cacao. De ce? Se facă de râs. Pe nemți. Da. Păi încă o dată spun, Marius, care ar fi logica? E mai important să obțin informații. Că asta spun. A, nu cred că au făcut-o rușii informația publică. Ba da. Au făcut-o ei, nu mai țin, nu mai aduc aminte contextul. A, ei au făcut-o. Da. Nu știu, nu-mi dau seama care... Ei. Ca să arate că nemții ce? Păi încă o dată îți spun. Ce ai vrea să arăți fie mai important decât faptul că tu ai un canal pentru a penetra informativ armata germană? Și a valorifica informația. Exact. O țin a mea, ascultă timpul, aflu lucruri. Nu fac publică. Cum să faci publică așa ceva? Nimeni nu face așa ceva. Exact. E o aberație. Da. Deci de ce? Păi răspunde tu. Marius, ai văzut tancurile? Exact același lucru. E pentru poporul rus. Este suficient să-i spui poporului rus că Germania se implică militar. Și dă ăsta obuze zi. Exact. Ca să... Este tot ce trebuie să coalizezi întreaga națiune rusă în spatele tău. Și au făcut nenumărate greșeli de felul absolut, ăsta. Absolut. Apropo, uite, tot de pe televiziunea ta preferată, pe micuța Zaharova care zice ceva de... De unde știi tu? Am eu un hint. Deci, care e televiziunea atent, preferată? 95, ce vă rog? Ia-l.
они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. И это все более очевидно и более явно проступает в сегодняшние дни. И самое чудовищное, что это приведет, но это факт, и вы можете проверить, если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, это приведет в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии. Deci, au făcut din asta o întreagă zarvă care avea un singur target, o singură țintă, poporul rus. Rușilor trebuia să le spui, iată, dacă aveți vreun dubiu cu privire la ce se întâmplă în Ucraina și cu cine ne confruntăm noi pentru în Ucraina? Pentru ei le-a servit perfect nazismul să le arate că, uite, german nemții, adevărat, de la el de acasă. Uite tancurile, uite obuzele pe care vor să le folosească. Uite rachetele pe care vor să le tragă în noi. Iată-i, ei sunt. Da. I-am înfrânt odată atunci, o să-i mai înfrângem odată. Nu ne oprim aici. Am și o știre de care a trecut neobservată, uite, și Bogdan Tiberiacov întreabă, domnule, dar nimeni nu a dat știrea asta, n-a vânturat-o, ca să zic așa. Rusia amenință dur România după construcția unei baze NATO lângă Marea Neagră. Clubul sinucigașilor NATO tărăște civili obișnuiți în astfel de aventuri. Și Bogdan îmi zice o întrebare inocentă, cum se explică faptul că cea mai tare știre din ultimele zile, anume că România va avea cea mai mare bază NATO din Europa, de două ori cât Ramstein, implicând construirea efectivă a unui oraș de la zero pe miliarde de dolari, nu a fost vânturat la nicio televiziune, Marius, și a apărut doar pe câteva site-uri. Marius, termină cu prostiile, nu va exista niciodată așa ceva. Deci nu va exista în România asta. Faci mișto. Deci tu știi ce e în Ramstein? Nu există. Un oraș. Un oraș, e o demență. Deci nu există așa ceva, aia ar însemna bază permanentă. Nimeni nu face bază permanentă în România. Și pentru că ai zis și de Turcia, președintele Erdogan l-a felicitat luni pe omologul său, Vladimir Putin, pentru realegerea sa și s-a oferit din nou să medieze în conflictul cu Ucraina. Așa este. Nu vrei să trecem pe malul ba da. Nu vrei să trecem pe malul cealaltă da, a da, da. Da. Ca să ne rămânim puțin cu cine suntem noi aliați și cum se întâmplă lucrurile. Te rog, îmi plac aliații foarte mult. Deci, uite, sar eu peste niște lucruri de aici. Păi de ce să sari? Păi de-aia. Da. Așa, și mergem la Macron. Ai aflat că Macron vrea să trimită trupe în Rusia, nu? Da, la un moment dat spunea, era foarte precis, zicea că o să le trimită la Odessa, săracul. Păi nu, hai să vedem. Români, poate aveți impresia că Franța vrea să trimită trupe în Rusia. V-ați uitat la Antena 3. Nu? Bun. Nu m-am fost să râd, te rog puteți eu. Să vă, români, puteți să vă uitați oriunde în România. Tot aia nu, m-am fost să râd. Da. Deci, Marius, hai să facem această introspecție. Te rog. Vrei? Sigur, oamenii s-au plictisit deja. Nu s-a plictisit nimeni. Stai. Păi e un număr record. La, care... Marius, români, hai să vă arăt, să vă arăt cum este pe Champs-Élysées, vreți? Da. Vă recomand. Deci, micuțul Macron iese așa ca o păsăruică. Am și... sărit, da, te rog. Am sărit puțin, da. Peste arma aia care e nucleară în spațiu, ceva. Da, ajungem și da, acolo da, dacă da. Avem timp. Mm-hmm. Știi că eu venisem cu chestia asta, dar... Se amână, da? Poate. Aș mânca și lemne. Da? Ba. Da. Deci, ce spune Emmanuel, fratele tău? Că trimite el trupe, nu știu ce. El săracul, fii atent, uite-te cum îi se pune întrebarea. Iese pe 26 februarie 2024 și spune ceva, că ne-am întâlnit cu ăștia și că a fost și Iohannis acolo. Aici el cum plan în 5 puncte, nu contează. Săracu. Bun, ok. Și băiatul de la Le Monde îl întreabă, bă, dar voi de ce nu vreți să trimiteți trupe? Cum, noi? Dar de ce să nu trimitem? Suntem gata să facem, să dregem. Și ăla îl întreabă, dar cine a venit cu chestia asta? La care Macron zice, bă, zice... ambiguitate strategică. Adică, nu vă spun. Numai Iohannis n-are ambiguități strategice. El iese pe 12 martie și bă, luați-mă pe mine, secretar general NATO. Foarte frumos. Devine Marea Britanie la București și spune marș, mă, de aici. Atenție la... Încă nu realizezi ce înseamnă asta în limbaj diplomatic. La tine acasă... Voi realiza în timp. La tine acasă... ambasadorul unei țări ca Marea Britanie să meargă
public într-o emisiune televizată și să-i transmită public, atenție, putea să se ceară în audiență la președintele țării, să-i spună: uite, domnule Iohannis, ați făcut o gafă. A ieșit public. Ascundeți-vă. Nu, se duce la televizor. Nu există. Dar de ce spui a treia oară? Că eu înțeleg repede. Pentru că nu există precedent. Încă nu mai lămuri de ce face asta, Iohannis. Te mai întreb la final o dată. Prietenii noștri... Frațișderi. Așa. Tot se uită pe acolo, scriu comentarii. Mâine mai zic, bă, mai terminați cu limbajul codat. Nu se poate. Noi nu suntem ca Iohannis să ieșim în fața voastră să ne dezbrăcăm. Da? Să zicem, uite, bă, ce piept plin de arama. Nu. Noi lucrăm codat. Cineva mai îmi spunea pe acolo, un băiat care avea influență. Dar și tu ai timp, zice, adică... Eu citesc tot. Da. Și zicea, băi, stare, vezi că te contrazici, dă-i la minut. Copii, mai săpați două, trei fântâni. Hai, aici nu, aici... Până să mă contrazic eu. Alo, aici e computerul, știu, da. Aici nu, cu cine am de-a face? Unul mai zicea, dar... Eu mă chinui de 30 de ani să te prind cu ceva și n-am Marius, reușit. Marius, dar mai ții minte, înainte de epoca... Da, laptopului. Erai ce? Cu dosarele alea, ceva mai rău. Mă punea să ți le car și la mașină, săracu. În 1900... Ajută-mă și pe mine, că mai am... Deci nu ne vedeam. Și vedeai cu două lei. Ce dor mi-e de vremurile alea. Mari, acum, ce 64, ce să spun, 164B. Zice, că se pricep. Nu, dar ai văzut ce laptop are. Okay. 164B, da, înainte da. De laptopul lui Valentin Stan au fost vrafurile. Da, da, era înainte de laptop. Hai, hai deci, că Marius, acum se termină emisiunea. Ai dreptate, dar uite și tu cum trece timpul. Da, domnul, da, a avut un ritm exact cum trebuia, că au fost lucruri care trebuiau pendelete povestite, da. Deci, vorba lui Bogdan Chiriac, 80% șanse ca Iohannis să ajungă secretar general NATO român. 87, cred. 70-80% a zis. Putin. A, eu șansele să ajungă... Tu ești cu Putin, da. Păi ce să fac? Ți-a spus ambasadorul mai, au avut și rușii alegeri, dar nu-s ca la noi. Păi... Nu-s. Bun, deci fii atent la micuțul ăsta, 87 ce vă rog? 87 ce? Fii atent, ținte, da. Aruncă-te. Vali. Philippe Ricard, pour Journal Le Monde. Bonsoir. De l'envoi éventuel. Vreau să ne dați de la început, vă rog, încă o dată. Ça a été évoqué, est-ce que vous pouvez préciser par quel pays? Marius. Da, mă uit. Philippe Ricard pour Journal Le Monde. Bonsoir. À propos de l'envoi éventuel de troupes au sol, vous dites que ça a été évoqué, est-ce que vous pouvez préciser par quel pays ça a été évoqué? Quels sont les pays qui envisageraient de le faire à titre bilatéral? Et pourquoi la France n'y est pas favorable à ce stade? Merci. Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. De ce nu sunteți favorable. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en demandant nous. Je dis que ça a été évoqué parmi les options. Je vous ai dit les cinq points sur lesquels il y avait un consensus qui s'était établi. Si ces points, d'ailleurs, étaient totalement mis en œuvre, il ne faudrait pas exclure qu'ils nécessitent des sécurisations qui justifient ensuite quelques éléments de déploiement. Mais je vous ai dit de manière très claire ce sur quoi la France maintiendra sa position, qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Tu as dit ça, là. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. La Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre. Vezi? Lecția francezului. Ce spune? Prietene, Marius? Da. Prietene, vrei să știi ceva, nu? Nu poți. Nu poți să știi. Because știi cât Because poți. I love you. Bine, spune că nu exclude nicio posibilitate. Da, da, asta poate să însemne da, orice. Da, dar l-al întrebase. Cine da, e da. Pentru asta? Și zice, nu o să vă spun cine. Ambiguitate strategică. Iohannis nu știe ce e ambiguitate. Pick me, pick me, pick me. Moș mă de aici. Fa, fa. Poftim? Ana. Eu... Ana. Cheamă tu da, pompierii. Da. Deci, cum, așa? Arafat să ne descarcereze. Să scriește acum. Bă, duce, bă, du-l pe ăla la Balamuc, țipă acolo, e nebun. Aha. Aruncați-vă, băieți. Așa. Fii atent aici, Marius. Îmi spui că Franța vrea să... Da? Trimită niște franțuși. Da. La Odessa. Apropo de ce povesteai. Fii atent pe 5 martie, da. 764-a. Ia fii atent acum. S-a dus în Cehia. Cine anume? El. El însuși. Vezi? Mm-hmm. Se duce în Cehia și spune, domnule, se apropie un moment în Europa noastră în care va fi potrivit să nu fii lași. Poftim? Nu se pare un cuvânt cam tare? Bă, da.
Adică cum să nu fiu lași? Ce vrei să spui, Emanuel? Manu. Ți se pare că sunt niște bizarerii aici? Odată zice că, da, eu nu am spus că nu ne ducem cu trupe, ne ducem. Dar bine, dar cine a mai zis? Ambiguitatea strategică. Mm-hmm. Acum vine și zice, băi, noi nu suntem lași. Adică vă bateți cu rușii? Aolea. Ok, bun. Cine se bate cu rușii? Stai. Nu știm. El a zis că să nu fii lași. Am înțeles. Da? Bun. Între timp i-a chemat pe liderii politici, șefii de partide, la Elize. Ăia s-au dus. Le-a spus ceva. După ce le-a spus ceva, i-au ieșit speriați. 763, vă rog. Ia fi toată întotdeauna. Zice așa. Joia aceasta la prânz, uite, i-a primit pe ea. Și uite ce spune Jordan Bardella din Area Națională. Și nu există limite și linii roșii, da? La France Insoumise, Manuel Bompard, Fabien Roussel, Partidul Comunist. Ia uite. Am ajuns îngrijorat și am ieșit mai îngrijorat. Exact, exact. Exact. Și fii atent ce spune. Ce scenariu a evocat care ar putea duce la o intervenție? O înaintare a frontului spre Odessa sau spre Kiev? A avut și o hartă. Deci dacă rușii lovesc Kievul sau Odessa, ăștia au înțeles, liderii politici pe care i-a chemat Macron acolo, că s-ar putea Franța să intervină militar? Sau cine? Intervine Franța? Adică Napoleon II sau ce? Napoleon de... Nu te-ai speriat încă? Foarte puțin, dar spre deloc, dar mai e timp. Antena 3 a preluat de la conferința lui de presă niște chestii. Nu a înțeles nimic. N-a înțeles nimeni nimic. Români. Noi am înțeles. Nu știu de ce. Am înțeles noi și... Și alții n-au înțeles. Bă, poate o fi chestia cu indicele de inteligență ceva? Nu e cu ambiguitatea strategică. Poate e cu ambiguitatea strategică. Eu știu, pe de ce crezi tu că te iubesc eu pe tine? Pentru că eu, când vine vorba despre ambiguitatea strategică, că te nu-i nimic, dar că te consider cel mai bun jurnalist din micuța ta odaie cu numele România. Da, e odaie, e prea mică și atunci nu poți să zic că e cel mai bun. Nu, odaie e prea mică, Marius. Odăjdiile sunt prea puține. Ești cu Șarapova în cap, crede-mă. Știu, dar nici nu pot să fiu altfel. Deci, Marius, ce ai făcut, mă? Nu știu la ce te referi. Uite, hai să vezi. Știi că Putin poate fi oprit cu forța, nu? Da, da? Păi... Fii atent. 99 ce, vă rog? Cu ce altceva? Cu Șarapova? Fii atent. Donc seule la force, notre force, français, européen, l'OTAN, je ne sais pas, peut l'arrêter, peut le stopper. Il faut le stopper en Ukraine. Aujourd'hui, il faut avoir, pour reprendre une vieille formule de Churchill, le nerf de la paix. Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite. Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine. C'est faire vouloir la guerre. La paix, non. C'est d'être crédible, d'être fort et prêt pour nous adapter au choix que la Russie ferait. Et donc, si la guerre venait s'étendre, si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Jesus, Marius. Fii atent. Români, fiți atenți. Ne spune așa, bă, noi nu putem accepta ca Putin să înghită Europa. Nu. Suntem puternici, suntem pregătiți, ne vom opune, pentru că alminteri înseamnă să acceptăm deja în frânt. Dar nu spune cum se opune. Păi ți-arăt acum, în același interviu. A. Deci ce ai aflat? Că nu, fără să... Da? Bine. Așa din gură. Hai să vezi cum se opune. Ia-o pe asta. Dați-mi 101 ce, fii foarte atent. Sunt. Est-ce que la Russie serait capable de vous cibler? Vous avez annulé une visite en Ukraine récemment pour des raisons de sécurité? Pas du tout. C'est ce que, évidemment... C'est ce qu'a dit la Russie. Il ne faut pas les croire. Ouais. Mais vous savez... Non. Mais c'est pour ça qu'on pose la question. Le débat greșit, est imprégné par les fausses informations. Non, opriți-o, o dăm după. Am greșit eu, am solicitat greșit. Deci, reluăm. Români. Sunt greșeli. Facem și noi. Nu e problemă. Ajungem imediat la povestea asta. Aici era clue. Nu trebuie să-l dăm înainte. Deci, îl oprim pe Putin, da? Da, dar nu spune nimic concret. Uite acum spune Putin. Da?
să fim puternici, să fim... pacea nu înseamnă înfrângere, pacea înseamnă negociere. Uite cât sunt de puternici, Marius, și să-ți scrijelești pe antebraț. Fac un tatuaj. Ca un tatuaj. Ca să nu fac două drumuri. Dați-mi, de data asta, fără să mai greșesc, 100 ce. Et la France est en économie de guerre, disiez-vous, au début de l'année. Vous parliez des obus tout à l'heure. Regardez les chiffres avec Anne-Sophie. À l'heure où on parle, la France produit moins de 100 obus par jour, sauf erreur de notre part. C'est ce que des soldats ukrainiens utilisent en quelques minutes. C'est, pardon, c'est très modeste. Mais c'est le maximum que nous puissions c'est faire. C'est modeste et c'est assez normal pour ce qui est de ces catégories parce que nous n'avons pas une industrie de défense qui est adaptée à une guerre de haute intensité territoriale qui n'était dans aucun de nos pronostics et que nous ne nous apprêtions pas à mener pour nous-mêmes. Le sera-t-elle un jour ? Et donc, plusieurs choses. D'abord, dès février 2022, j'ai indiqué, j'ai déclaré à tous les industriels que nous passions en économie de guerre. Je leur ai demandé des efforts, produire davantage et produire plus vite. Noi acceptăm folosirea forței, nu? De către am înțeles Putin. Aluzia. Dar la întrebarea, trebuia să ajungă la Kiev și nu să mai duci de frică. Vorbești de economia de război și noi producem pe zi cât consumă ucrainienii în câteva minute. Da. Și zice, păi da, că dacă noi nu... Avem da, adaptată. Am vorbit eu cu ei. Cu industria păi și da, ca dar să... ai vorbit acum 2 ani. Și n-a... Da? N-a făcut nimic. E, fii atent ce zice acum Micuțu. Pentru că afli acum... De ce a ajuns în situația asta? Să vorbească el despre trupe franceze în războiul ăsta. Să vezi de unde a plecat. Că era frică să meargă acolo. Ne. Aia cu frica... La Kiev, la fii atent, aia cu frica e foarte tare pentru că astea două se leagă. Practic, îl întreabă jurnalista, nu? Care înțeleg că are vreo 30.000 de euro pe lună. Așa. Nu ca noi exact. 15.000. Bun, e la France 2 ceva. Așa. Bun, zice, prietene, am auzit că ți-a fost frică să ieși la Kiev. Și zice, bă, păi tu cumperi de la ruși prostia asta? Astea sunt, nu, zice. Ce, s-a întâmplat așa. Deci, hai să vedem, nu? Stai, ascultă. Nu că, mișca, nu respira. Zice, nu că nu mi-a fost frică să mă la Kiev. Dar ăsta, Zelenski, s-a dus la conferința de securitate la München. Înțelegi? Și noi trebuia să semnăm acordul ăla de securitate, știi? Și am zis, bă, dacă tot te duci acolo... Da, să nu mai duc eu până la Kiev, că vine ăla. Aici, semnăm, și e mai bine decât să fiu eu cu tine la Kiev, că aici, dacă îl semnăm, mă și ocup să-l punem... Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, Emanuel? Emanuele, ce-ai făcut? Emanuel, ce-ai făcut? Emanuel, ce-ai făcut, și Emanuele? Și se scapă și zice... Zice, chiar supărat, fii atent, supărat. Sunt doamne supărat. Da, zice, păi da, mă, zice că așa faceți voi ăștia, mă, băgați în chestii de-astea, luați de la ruși, nu știu ce. Că așa a fost și cu ăsta, cu premierul slovac care a apropiat de Rusia și el a aruncat. Noi am vorbit și noi la una mică treaba cu trupele exact. Și ăsta s-a dus și a spus public. Și eu din momentul ăla a trebuit să joc rolul de păcălici. Ce-ai făcut, mă? Emanuel. Ce-ai făcut, Marius Tucă? Ce ai făcut, Emmanuel Macron? Pick me, pick me! Marș, mă, de aici! Da, dar marș, mă, de aici. E cu descarcerare. Căci așa îl cheamă de acum încolo. Marș, mă, de aici. Nu, are pe piept, are pe piept harta României români. Nu pot fi de acord cu astfel de expresii care îl fac pe președinte să pară... Aoleu, Marius, ce ai făcut? Eu nu zisesem nimic de președinte. Aoleu, Marius! Marius, te ia miliția. Ma perché? E aici. Miliția? El a zis. Dar eu vorbesc cu miliția, da, frumos, ce? Miliția, până tu? Nu vorbește frumos miliția cu mine. Dar te-ai dat de gol. M-am dat de gol? Te-ai dat în gol. Of. Hai să vedem, hai, nu? Hai să vedem. Că o să-ți placă asta. Să termină emisiunea. Asta e de kilogramă, da. Deci, 101 ce? Fii atent. Ia. Est-ce que la Russie serait capable de vous cibler? Vous avez annulé une visite en Ukraine récemment pour des raisons de sécurité? Pas du tout. C'est ce que, évidemment... C'est ce qu'a dit la Russie. La Russie. Faut pas les croire. Ouais. Vous savez, c'est intéressant pour ça qu'on pose la question. Le débat public
est imprégnée par les fausses informations russes. Ils ont fait croire cette affaire. Beaucoup de gens maintenant sont persuadés. Le sujet des troupes au sol arrive dans le débat collectif. C'est un de vos confrères qui me pose la question. Parce que le Premier ministre slovaque, très proche de la Russie, dit que le projet secret que nous avons, c'est d'envoyer des troupes au sol. Et nous, à chaque fois, on réagit. On ferme des portes, on se calfeutre. Non. Non. Donc, j'ai décalé le voyage que j'avais fait. Pourquoi? Parce que le président Zelensky venait en Europe pour la conférence de sécurité à Munich. Et donc, je lui ai proposé de venir signer l'accord bilatéral ici. Et ensuite, je lui ai dit, fort de la très longue discussion que nous avons eue et du constat lucide que je fais, que je viens de vous exposer, je lui ai dit, au fond, mon utilité, plutôt que d'être à vos côtés, à Kiev, est de mettre en œuvre ce sursaut, de convaincre les Européens et nos alliés d'aller plus loin, ce qu'on a fait ici le 26 avec ces nouvelles initiatives qui ont été prises, et d'essayer d'aller plus loin et justement de faire réaliser à tout le monde que les choses changent. Ce ai făcut, mă? Dar mai e o chestie la care nu, pe care n-ai prins-o. Ia zi. Zice, nu m-am mai dus eu pentru că Zelenski venea în Europa. Deci eu nu consideră Ucraina în Europa. Bineînțeles! Adică mintea păcătosului, știi? Exact. Mintea păcătosului. Apropo de... Nu în Europa aici. Exact. Ucraina nu e în Europa, e acolo. Așa privesc și americani, așa privesc de fapt toată... tot. Și Scholz și ăștia. Da. Dar ai văzut faza cu premierul slovac? Da, că ăla de fapt a spus... Și el din momentul ăla a trebuit să o ducă în spate. Că nu era să apară ca prost să zică, stai, m-am răzgândit. Da, adevărat. Apropo de treaba asta, Marius... Și asta cu propaganda mă scoate din minți. Știi ce anume? Da. Că zice, domnule, luați de la ruși. Băi, dar rușii nu ne dau nimic. Da. Adică nu citim nicio publicație rusească, nu cităm. Da. Nu mi-aduc aminte că tu să fi venit, mai degrabă e citat pe ucranien de 100 de ori, site-urile lor, că lucrez cu materialul clientului. Dar nu citim site-ul rusești, nu e. Singurele sunt declarații lui Sharapova, sunt oficiale. Lavrov, dar atât. Dar altceva, cine ne-a spus nouă că nu s-a dus el de frică acolo? Marisica. Da. Crezi că... Auzi, Marius, și ca să lămurim, români, stați liniștiți, nu se duce nimeni. Cu aerul condiționat mai e bun. Mi-e frig. Deci, mai dar mai ce se întâmplă? El vorbește toate aberațiile astea. Dar ministrul de externe, ghiși ce face? Spune cu totul altceva decât spune el, sau ce? Nu neapărat cu altceva. Dați-mi 765 avărul. Băieții sunt geniali. Fii atent, ce față are. Zice, Rusia trebuie învinsă fără a intra în război cu Rusia. Fii atent, punctul de cobeligeranță nu trebuie atins. Adică? Adică? Și vezi, zice, apropo, dacă e să trimitem ceva, domne, acțiuni de minare, cibernetice, chestii de-astea. Deci ce zice? Înfrângerea Rusiei fără a intra în război cu Rusia. Cum faceți, mă, micuților, treaba asta? Ia. Hă? Ia zi, mai. Ei fiind în impasul ăsta de apucată la să iasă, sigur, ai văzut ce spunea. Nu, Rusia nu trebuie să învingă în acest război. Bine, hai să o oprim, dar o putem opri altfel decât prin război? Răspunsul este fără război. Fără război, asta spune și... Nu, dar și el spune, pacea înseamnă înfrângere. Cum adică înfrângere? Păi da, adică înseamnă că ce ți-a spus papa. Stăți învinși, negociați. Și au sărit ăia toți, inclusiv ăla, Stoltenberg a sărit, să spună că... Nu merge așa. Da? Auzi, Marius, apropo de băieții ăștia, ca să mai lămurim o treabă, că am putea trece puțin pe la istorie. Da, da. E sigur? Data viitoare, dacă nu mai avem timp azi, da. Nu mai avem? Păi nu avem, dacă... Te rog. Acum? Hai. Nu știu dacă am. Da, te rog. Da. Nu, hai, nu serios, păi nu, e important. Ai deschis subiectul data trecută, suscitat foarte mare interes legat de... Vorbesc serios? Păi, vorbesc serios, dar sunt foarte mulți oameni. Apropo de ce s-a întâmplat, 1918, război, pace și așa mai... Da. Vrei să facem asta și ne ocupăm de bombele americanilor data viitoare? Bombele americanilor care? Alea... Aoleu, Rusia și armele? Ăla cu nucleara? În spațiu? Păi ori una, ori cealaltă, cum vrei. Nu știu, tu cum crezi. Hai că am vorbit despre război, vorbim despre război până la capăt atunci. Ba, e mai tare. Bine, atunci hai cu... Păi nu mă mai întreba. Bun, lasă, nucleara rămâne, că asta e de mult și o facem oricând. Hai să facem asta cu cartea de istorie. Români, vă mai
Învățăm câte ceva. Marius, am aici un manual de istorie. Da. Da? Vezi? Da. Să ne uităm pe el, da? Da. Dar atenție, ne uităm la așa fel fără să spunem cine e autorul. Da, nu, asta e important, nu, da. Nu vrem să îi punem pe oamenii în buclu, da? Nu. Români, vreau să vă arăt cam cum stăm pe tărâmul ăsta, apropo de iubirea de partenerul strategic, de... Cât de mult ne iubește partenerul strategic. Nu, și noi în general pe... acum și eu și Marius Tucă suntem aici de acord că ne așa, contează rațiunile strategice. O țară trebuie să aibă rațiuni strategice. Dar noi înțelegem. Da, foarte bine. Acum, Marius, fii atent. Știi că la întâlnirea noastră precedentă am dat noi un slide cu Ionel Brătianu, arhitectul Marii Uniri. Dați în 742-a. Vezi? Și tu atunci ai citit, Marius, ce spunea Ionel Brătianu, apropo de ce sărbătoriți voi la 1 decembrie, români? Nu o să vă spunem azi totul despre ce sărbătoriți voi la 1 decembrie, pentru că mai e și altă zi, adică data viitoare. Și Ionel Brătianu spunea, eu am tăiat textul, din monitor oficial textul, deci document, domnilor, trebuie să ne impezim o dată pentru deauna, ca să nu mai fie eroare. Statul român, integritatea națională a românilor, nu este rezultatul Albei Iuliei. Astăzi vreau să vă arăt, români, spre rușinea mea, inevitabil și rușinea lui Marius. Spre rușinea noastră. Cum e cu aliații, cu partenerii strategici până la zi? Adică de atunci până acum. Cum s-a făcut România de atunci până acum? Vă băgați? Ce crezi tu că scrie aici, Marius, mai departe? La Ionel Brătianu? Uh-huh. Ia. Ești curios? Nu mă pune să ghicesc ce scria monitorul oficial în 1900. Păi nu, ce a zis el. 783-a. Vedem. Că tu tot sărbătorești 1 decembrie, da? Sărbătoresc. Ia. Hai să ne uităm ce spunea acest mare om și român atunci, în 1925. Domnilor, trebuie să limpezim o dată pentru deauna, ca să nu mai fie eroare. Statul român, integritatea națională română, nu este rezultatul Albei Iulii. Alba Iulia este o manifestare de neîndoielnică însemnătate în această operă de integritate, dar temeiul, realitatea care a creat această integritate, este tratatul de alianță pecetluit cu sângele a 800.000 de ostași. Deci, ce sărbătorești tu la 1 decembrie? Nimic. Acum, la care tratat se referă? Marius Tucă. Se referă la tratatul cu Antanta din 1916. România era aliată cu Germania și Austro-Ungaria, dar atunci când a izbucnit războiul în 1914, noi ne-am prevalat de articolele din tratat care ne permiteau să rămânem neutri, pentru că ar fi trebuit să intrăm în război alături de aliați, doar dacă aliații... Așa l-ați omorât pe Carol I. Da, doar dacă aliații ar fost atacați, dar nu a fost așa. Ei au atacat, Austro-Ungaria a atacat Serbia, deci am stat neutri și după aceea am hotărât să intrăm în război. Cum? Marius. Altfel decât... Adică de partea Antantei, dar de ce? Partea americanilor? Pentru că am făcut... americani. Mă rog, englezii, francezi și așa mai departe. Italienii și mai cine? Și mai cine? Și... Aoleu! Nu. N-ai voie să spui ruși. Nu? Păi atunci, români, știți, voi aveți vreo apăsare despre cum v-ați făcut pe lume? Hai că vă învăț eu în seara asta. Aștept provincia de la Securiști. Dați în 782-a, Marius. Să nu zici ceva de râs sau nu. De rău. Sau... Ia vezi ce e acolo. Tu știi ce-i bucata aia de sus? E o bucată de hârtie negrită, pentru că așa au scris articolul, Marius, de mână. Da? Și te rog să realizezi, vezi că ți-am tradus sub acel extras, sub facsimil, ce scrie acolo în articolul 3. Franța, Marea Britanie, Italia, ce mai scrie acolo, Marius? Recunosc României... Marius, ce mai scrie după și? Rusia, parcă. Da, recunosc României ce scrie acolo, Marius? Dreptul de a anexa... Pentru că să vezi că o să fie o întreagă nebunie cu anexarea asta. Data viitoare când ne întâlnim, dacă ne mai întâlnim. Ne întâlnim, cum să nu? Păi teritoriile monarhiei austro-ungare stipulate și delimitate la articolul 4. Da? Deci, Marius,
Cine ne-a dat Ardealul? Că așa spune Ionel Brătianu. Unitatea României, păi ne-au dat mai... s-a făcut plecând de la acest tratat. Da. Cine ne-a dat tratatul ăsta? Ia, cine ne-a dat tratatul sau Ardealul? Tu crezi că noi am cine fi putut obține Ardealul prin tratat dacă Rusia nu semna? Că era cea mai mare putere militară greu antante? De crezut. Ce ai zis, mă? Greu de crezut dacă nu e imposibil. Ai spus cu greu în față? Greu de crezut dacă nu e imposibil. Hai de curiozitate așa, să vezi și tu cum arată semnăturile. Da. Ești curios? Ia vezi cine a semnat tratatul ăsta. Din august 1960. Dar tu ce vrei, desfințezi unirea de la 1 decembrie? Sau, de manifestația la 1 784, decembrie? 784, dar mă ocup altă dată. Ah, ok. 784, Avăru. Uite, ți l-am pus pe Ionel Brătianu, arhitectul Marii Uniri, să știi și tu cine ți-a dat o țară. Da, știu că foarte bine. Că tu ai impresia că ți-a dat o țară Iohannis sau America. Ce drăguț ești. Bun, și în dreapta sus, acolo cu săgetuță, micuțul ăla, care vezi că are un nume de polonez, că era polonez de origine. Reprezentantul Rusiei care a semnat tratatul. Adică și-a pus semnătura pe tratatul care ne-a dat Ardealul, Marius. Rusia! Rusia! Spune-mi, vezi cumva semnătura Statelor Unite pe tratatul ăsta? Păi n-avea de unde să... Da? Ok. Mai târziu vine Statele Unite. Da. Dar vine. Păi dacă vine atunci, cum zici tu. Știi, există pe toate Wikipediile, și acum trecem la manualul de istorie. Așa. Și tu va trebui să-mi explici. Pe toate Wikipediile... Da, de ce n-ai greu tocmai la final? Și pe toate... Parcă ești manuale ăsta... Manuale de istorie... Cu cădelnița. Da. Păi dă-mi coace, hai. Hai, imediat, stai, nu te grăbi. Așa. Aflu așa că noi n-am fi realizat idealul unificării naționale pentru că a venit un băiat, președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson, cu un document programatic pentru organizarea Europei după Războiul Mondial, așa numitele 14 puncte, ianuarie 1918, și acolo e conceptul ăsta de autodeterminare și atunci națiunile din imperii au hotărât ele să... Să se autodetermine. Exact, se autodetermine. Da? Până aici ai înțeles? Da. Conceptul de autodeterminare e un concept codificat mult mai târziu, prin Carta ONU și prin două convenții cu privire la drepturile omului adoptate sub carte, dar la vremea aia era o ghidușie din asta care a cochetat foarte mult Woodrow Wilson și care, într-adevăr, ar fi avut legătură cu emanciparea popoarelor. Pe bune? Români, vedeți că le găsiți pe Wikipedia. Sunt acolo. Și acum hai să vedem ce învață copiii la școală. Da? Și învățați și voi. Și o să vedeți că învățați de la Klaus Iohannis asta, din păcate. Păi el e de fizică, nu e de istorie. E, ghiși ce? Dacă eu pot să-ți arăt asta, crede-mă. Așa. O să cazi jos. Mario Siga, uite, tu citești aici caseta asta, da? Da. Deci am încercuit-o eu frumos cu creionul, vezi? Caseta, da? Așa, uite așa aici. România Mare, realizarea României Mari prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu vechiul regat, a fost rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă de la sfârșitul primului război mondial, când dispăreau de pe harta Europei Imperiul Țarist și cel Austro-Ungar, unirea cu regatul României a acestor teritorii a fost posibilă în contextul afirmării pe plan internațional a principiului autodeterminării și a celui al naționalităților promovate de cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson. E bine până aici? Aplicarea acestor principii de către români s-a realizat în mod diferențiat de la o provincie la alta, în etape gândite realist și realizate treptat de la autonomie la independență națională și apoi la unirea cu România. Asta învață copiii, da? Uită-te pe... Vezi, este... Nu. Uită-te la început. Da. Vezi, e aprobat de Ministerul Învățământului. Editura didactică și pe Ministerul Cercetării. Deci e Educație, okay. Cercetării, da? Tineretului și sportului. Da? Bă, dă-n apoi acum. Da? Ce mizerie asta? Ce mizerie asta? Nu știu, nu sunt de aici. Nu ești de aici? Nu. Bine, atunci ai să te ajut. Vrei să ne uităm în cele 14 puncte? Da. Ca să vezi cum ne-am ajutat noi de cele 14 puncte ale președintelui SUA să facem unirea? Da, n-au nicio legătură unirea. Cu... N-au nicio legătură? Nu. Pe bune? Nu, n-au nicio legătură cu... Nu, să crezi tu că n-au ce nicio scria... legătură. Nu, cu ce s-a întâmplat în fapt. Ce da, e legătură cu ce scria în bine, carte. Bine, dați-mi 781A, dragă Marius. Lasă prostiile alea, că avem treabă. Așa. Da? Marius, ne uităm și noi puțin aici? Ce vezi acolo? Băiatul ăla este Woodrow Wilson, da? Uh-huh. În stânga e facsimilul după cele 14 puncte. Eu ți-am extras 3 aici. 10, 6 și 1. Hai să ne uităm la 10.
ce scrie acolo? Citesc eu. Poporul Austro-Ungariei, al cărui loc printre națiuni dorim să-l vedem protejat și asigurat, ar trebui, să-i se acorde cea mai liberă oportunitate de dezvoltare autonomă. Ce ai făcut, mă? Deci băiatul ăsta era pentru menținerea Austro-Ungariei, nu pentru destrămarea ei. Noi așa am obținut Ardealul, prin destrămarea Austro-Ungariei, iar băiatul ăsta zice ce? Dezvoltarea autonomă, cuvântul autodeterminare. E păstrarea ideii de Austro-Ungaria. Exact. Cuvântul autodeterminare nu există în cele 14 puncte. Deci de unde? Păi asta spunem, că nu are nicio legătură cu... Da, dar nu există. Păi de ce e manualul ăsta? Bun. Mai departe. Ce spune punctul 10 din cele 14? Marș afară din Transilvania, spune. Da. Poporul, dezvoltare autonomă, nu autodeterminare. Mm-hmm. Vrei să mergem mai jos? Ia uite la 6. Ce scrie acolo? Evacuarea întregului teritoriu rus. Păi Basarabia s-a unit cu România în timp ce armata română era acolo. După ce Inculeț a citit proclamația, a ieșit Marghiloman după perdea și a zis bravo. Deci, de-aia zice micuța zi, Maia Sandu, că nu mai ne impuneți voi unirea cum ați vrut voi altădată. Aha. Deci ce spune aici Woodrow Wilson? Toate trupele străine marși afară din Basarabia! Ați auzit români? Ce vrea America? Să plecăm din Basarabia. Ce mai vrea? Să nu se desfințeze Austro-Ungaria. Adică Transilvania, România, nu. Și citim unul, te interesează? Că ai ceva cu americanii, da? Nu, n-am nimic. Hai să ne uităm la istorie. Și zice așa. Unu, tratate deschise de pace, deci ce vrea să zică? Să terminați cu tratatele secrete derbedeilor. Tratate deschise de pace, încheiate în mod deschis, după care nu vor mai exista înțelegeri internaționale private de niciun fel, ci diplomația va continua întotdeauna sincer și în văzut publicului. Da? Până aici? Îți place? Da. Bine, dacă îți place, atunci foarte tare. Dați-mi, vă rog, 786A. Lasă aia, băi, și uite-te acolo. Aici mă uit la... Vezi și tu ceva. Ia vezi acolo. Uite din tratatul nostru cu Antanta. Ce scrie acolo, la articolul 7? Puterile contractante se angajează să păstreze secretă prezenta convenție până la încheierea păcii generale. Deci, noi am obținut Ardealul prin acest tratat de care vorbește Ionel Brătianu, da, consfințit de tratatul de la Trianon, acest tratat, convenția cu Antanta, fiind secret. Și ce spune micuțul Woodrow? Marș cu astea. Cu asta secretă să fie totul, deci, public. Deci, marș afară că Austro-Ungaria rămâne în picioare, marș afară că teritoriul rusesc nu vă duceți voi cu armata acolo. Și, în general, tratatul care v-a dat Ardealul, marș afară. Asta spune Woodrow Wilson, președintele României. Am zis la României? României, dar nu e. N-am greșit. Acum, vrei să afli, dragă Marius, ce știe istoriografia totuși americană despre treaba asta? Da. Că noi în 2011... Adică ce zic eu, americanii? Da. Noi în 2011, Marius, am făcut aici o mare sărbătoare, nu? Și ce era cu 14 puncte, cu Woodrow Wilson, cu autodeterminarea? Cum ne-am făcut noi țara pentru că ne-au făcut americanii? Și au venit niște profesori din Statele Unite pe aici. Bă, și când au auzit asta cu autodeterminarea, la Woodrow Wilson, în cele 14 puncte, le-a venit rău. Zic, bă, alo, miliția, bă, voi sunteți normal la cap? De unde a scos-o pe asta? Ma per che? Ia fi tu atent aici, chiar în inima societății academice românești, la universitate. Ce spune americanul? Profesorul din Minnesota. Aia, Minnesota, aici ar fi greșit. Da. Ia să vedem. 111 ce, vă rog? Minnesota. Da, 111 ce. The first point is that the 14 points was not a manifest Mai era și trabucel acolo. Păi cum? It was not the expression of a principle that every national conscious community should enjoy political independence. That does not say that some people do not interpret it that way, but it was never meant that way. Da, pe Wikipedia. By Wilson. Ce? Wilson nu a vrut? That was never his idea for settling the conflict in Europe. If you look at the quite lovely version of 14 points that has been distributed to some of us, the phrase the phrase self-determination never appears in this document. Instead, it uses phrases like autonomous. Exact, ce am citit și noi. Throughout his works, he uses
phrases such as self-government. Pentru că autodeterminare însemna separarea de Imperiul Austro-Ungar, în timp ce dezvoltarea autonomă, autoguvernare însemna rămânem acolo, da? Și dăm o mai multă autonomie celor care erau în Imperiu. Da. Da? Deci nu există autodeterminare în cele 14 puncte. De ce? Nu discutăm de ce. Nu există. Da, corect. Deci cum ne-am făcut noi pe baza celor 14 puncte, Marius? Ce spune profesorul american? Zice, nu există. Din Minnesota. Din Minnesota. Zice, nu există așa ceva. Dar tu o să mă întrebi atunci, pe bună dreptate. Acum, nu atunci. Dar tu o să mă întrebi atunci, pe bună dreptate, Marius. Atunci, de ce avem așa ceva? 112 ce, vă rog? Cască ochii. Păi America nu e partenerul strategic. 112 ce? In addition to this, in 2018, my country is celebrating the centenary of its great union. An event which would not have been possible without the President Woodrow Wilson's principal commitment to democracy and national self-determination. Ascult. Of, Doamne. Ce-i asta? E o declarație prilejuită de aniversarea, împlinirea centenarului de la Marea Unire. Tu ai impresia că noi aici ne-am întâlnit la o agapă? Nu. Români. Această falsificare a istoriei României, doar pentru că trebuie pupat undeva partenerul strategic, să nu credeți că este o glumă. S-a mers până... Domnul general de la SRI, mai sunteți? Mă scuzați, domnul. Domnul ăsta, nu e vorba despre... Nu? Dar domnul George Maior nu cumva era de la SRI? Ba da, dânsul era. Păi domnul George Maior a avut o contribuție foarte importantă, dacă n-ai știut, la adoptarea unei rezoluții de către Congresul SUA, Camera Reprezentanților. Nu am știut. N-ai știut? Domnul general de la SRI, când mai vă ocupați de istoria românilor, mai sunteți coleg cu domnul... Maior. Maior sau... Cu Coldea. Că eu așa știam, Coldea cu ăștia, nu? Vrei să vezi, micuțule? Da. Ce am obținut noi de la americani? Noi n-am obținut de la americani să ni se ridice viza. Pentru toate aceste eforturi teribile pe care le facem. Pentru tot acest rahat pe care îl mâncăm în fiecare zi. Cu pentru Belgia. Toate miliardele pe care scoatem din buzunar ca să-i cumpărăm pigmi lui Iohannis. Nu contează că am aruncat la gunoi jertfa 800.000 de ostași care au murit mușcând țărâna pentru Dumnezeu, rege și pentru țară. Și pentru țară și pentru rege. Pentru că bătălia aia, după atâtea jertfe la Paris, au dus-o regii noștri. Și nu la 1 decembrie s-a făcut unirea, dragii mei, din nefericire pentru voi, cei care sărbătoriți ceva atunci, ci în 1922, în octombrie, când s-au încoronat majestățile lor la Alba Iulie. Și v-aș da acum filmulețele cu Regina Maria, care ține în brațe muribunzii pe câmpul de luptă, le-am aici, în laptop. Și erau bolnavi de tifos și n-avea mască pe față, pentru că trebuia să-i aline cineva. Bine că n-a fost Arafat, că e... Ea a făcut asta. A făcut asta. Nu i-a fost frică, așa cum este frică lui Emanuel să meargă la Kiev. Păi dar venea el în Europa. Dar știi că Zelenski. Dacă am dat filmele astea, domnul general ne-ar spune că a venit nu, Regina Maria. Poți să le dai, stai liniștit. A venit Regina Maria și a invocat drepturi de autor. Faci mișto de mine? Păi de ce? Cine are drepturi de autor? Păi dacă e filmul cu ea. Marius, ia explică-mi cum este cu acest document al Congresului SUA. Ia. 785-a, vă rog. Ia. Ce scrie acolo? Cea că, întrucât în 1918, Statele Unite au sprijinit pe deplin aspirațiile de libertate și unitate ale României, pe baza celor 14 puncte ale președintelui Woodrow Wilson, prezentat într-o sesiune comună a Congresului Statelor Unite la 8 ianuarie 1918. Ce-i cu minciuna asta împuțită? Pe baza celor 14 ca puncte? Ca și celelalte. Pe baza celor 14 puncte? Despre care văzurăm. Așa, ni s-a spus că Austro-Ungaria e ok, vor primi naționalitățile de acolo autonomie, plecați din Basarabia, pentru că n-aveți ce căuta acolo, că e, da. Și oricum tratatul vostru cu Antanta e o bucată de hârtie neuzitabilă pentru că a fost secret. Ce mizeria asta pe care a obținut-o Georgică Maior când era ambasador? Întreabă pe George, fostul tău coleg. Știi, e foarte simplu.
Atunci când ăsta este nivelul de expectations la o țară care nu e în Europa, l-ai văzut pe Emanuel, dar aici sigur trebuie să spunem, țara care ne-a susținut, sora noastră mai mare, alături de care am dus bătălia pentru interesele naționale românilor, da, a fost Franța, nu America. America n-a recunoscut Basarabia la noi nici până în momentul când au venit ultimaturile sovietice. Nici nu știa unde suntem pe hartă. Nu că acum ar ști. Nu că acum ar ști, dar acum trebuie să... Și să ne reinventăm istoria, să aruncăm cu glod în cei care, mă rog... Și să mâncăm? Au gândit că jertfa lor, Marius, merită o țară. Și ghișe, dragi români, îmi pare rău să vă spun, dar cele două mari acte care au făurit România modernă au amândouă pe ele semnătura Rusiei. Nașpa. Independența țării, când la San Stefano am obținut-o, și am obținut și cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Ismail. Deplângea săracul Eminescu, că după aia rușii ni l-au luat. Imperiu, ce poți să faci cu ăștia? Acum e la ucrainieni. Stai! Și ne-au dat Dobrogea și era Eminescu supărat foc. Zice, ce faceți, bă? Ne-ați luat pământurile alea mănoase, ne dați niște stânci cu șerpi și cu turci și cu tătari. Eminescu supărat foc, înțelegi, pe Dobrogea. Da, parcă... de război de independență. Da, da. Parcă Dobrogea e bună de ceva. Da. Deci, pentru că voi aveți impresia, așa ați citit în manual, că războiul a fost undeva, prin pe aici, pe la sud de Dunăre, ne-am bătut noi la Plevna și la Grivița. Nu, războiul ăla nu a fost la sud de Dunăre, Plevna-Grivița. A fost mult mai departe și mult mai adevărat. Și după ce, sigur, după aia au vrut rușii să ocupe București, mamă, ce nasol. Dar așa am ajuns independenți. Dar a venit al doilea război mondial. Când majestatea sa, încă domnitor la vremea aia, a comandat o armată imperială rusă. Iar în 1916, majestatea sa, țarul tuturor Rusiilor, și-a pus semnătura pe actul de naștere al acestei țări. Nu, n-a venit nimeni din America. Ba ăla care a venit în America a zis, a venit al doilea război mondial. A venit al doilea război mondial, da. Și? 50 de ani de comunism. Da. Eu n-aș fi vrut să aduc asta în discuție, că până și atunci Stalin a dat înapoi Transilvania. Putea să o ia. Da, da. Nasol. O jumătate Nasol. De secol în viața unui popor tânăr. Da, da, da. Nu e de aici de acolo. Tu spune mie de unde Dulce până... Românie, țara mea de glorie. De unde până unde ne-am făcut noi din cauza lui 14 puncte și autodeterminarii lui Woodrow Wilson. Ăla e clar, s-a închis subiectul. Cum? Mai am o singură întrebare. Cum s-a închis, mă, subiectul? Că asta învață copiii la școală. Păi, lasă-i să învețe, măcar să învețe ceva. Ce? Minciuni? Decât Macarena. Minciuni? Vali, de ce a ieșit Iohannis? Da. Ok. Ce faceți, români? Mai stați pe aici? Hai, fă-ți numărul, fă-ți numărul, că meriți. Nu, nu putem pleca așa, Marius. La dispoziția ta. Încă, a spune hai. Câteva minute aici, pentru că merită. Îmi iau popcorn de acum înainte. Lumea, te rog. Eu zic, Marius... Mai sunt câteva minute, dar nu. Te rog. Nu facem abuz. Nu, dar eu zic să ne întoarcem la John. Ah. Fiindcă e american. Omul nostru. Da. Mm-hmm. La John Mearsheimer. Și uitați-vă la, într-adevăr, dacă n-am apucat să dăm... Una din cele mai strălucite minți ale acestei planete. Eu îl iubesc pe omul ăsta. În general îl iubesc pe americani, să știți. Dar Marius știe că ne-am bătut aici. Am stat cu ei în brațe. Ce mi-a făcut cu americanii ăștia? Până seara. Și cu Biden. Nu te-am uitat absolut, în 2020. Absolut. 20. Absolut. Nu te-am uitat. Mai ții minte, l-am susținut. Dar români, să știți un lucru important. La Marius nu se pune problema, așa că am să vorbesc la mine. Și eu și Marius suntem întâi români. Asta e adevărat. Și nu o să susținem niciodată nici pe francezi, nici pe ruși, nici pe Macron oricând. Împotriva românilor. Da, e nasol asta cu 100 de miliarde pe an. Hai, lasă-l, hai să dăm. Hai, Vali. Da? Văd că tu și cu prietenii tăi nu vă lăsați. Nu ne lăsăm, da, nu ne lăsăm duși. Nu ne lăsăm duși. Nu?
De ce? Viața e simplă, nu? Deci, dragii mei, hai să vedem din istoria înțelepciunii americane, da? Cam ce au făcut americanii, cam înțeles de la Marius că vremurile-s noi. La vremuri noi, tot noi. Nu-i așa? Mm-hmm. 110, ce vă rog? The United States is in a colossal mess. Put it more generally, the West is in a colossal mess. Let's just start with what's happened with regard to Russia and China. As a result of the Ukraine war, the United States has helped push Russia into the arms of the Chinese. This is not in our strategic interest. We should have good relations with Russia because China is a peer competitor, Russia is not. China is a greater threat to the United States than Russia is. Pushing Russia, the third great power in the system, into the arms of your principal adversary, China, makes no sense at all. Furthermore, getting bogged down in Ukraine and now getting bogged down in the Middle East as well makes it very difficult to fully pivot to Asia to contain China, which is, again, America's principal mission at this point in time. So the Ukraine war has had really negative effects on America's ability to deal with China. Then, as you point out, there's Iran and there's North Korea. What we've hoped for in the past is that both China and Russia would cooperate with us to make sure that Iran did not go nuclear. But what happens if Iran decides it's going to develop nuclear weapons? Are the Russians and the Chinese going to work with us? I wouldn't bet a lot of money on that. We've also hoped that the Chinese and the Russians would work with us to convince North Korea to give up its nuclear weapons. That's not going to happen now either. So if you think about the nuclear proliferation issue as it applies to both North Korea and Iran, we have created a situation where we're in a very weak position with regard to those countries. So the situation here looks disastrous. Ghinion. Ce-ai făcut, mă? Na, pe dacă putea să mai bine decât români. Însă data viitoare o să vă arăt mai exact ce sărbătoriți de 1 decembrie. Mai ales acum că ați aflat de la Ionel Brătianu că nu sărbătoriți nimic. Poate îl întrebați pe Iohannis, de ce sărbătoriți totuși la 1 decembrie ceea ce s-a întâmplat în octombrie 2000? În octombrie 1922, da? Atunci când s-au încoronat majestățile lor la Alba Iulia. Mulțumesc, domnule profesor, o seară de neuitat. N-am înțeles aia cu Petrov, dar probabil că în timp lucrurile se vor nici așeza. Nu știi cât de mic încep să vii. Petrov, de pe, la Petrov, de Petrov te referi. Vorbim, chiar de Petrov, nici nu știi. Mulțumesc mult, profesorul Valentin Stan, profesor universitar, doctor, analist, istoric și one-man show până la urmă. Credeam că mă prezici pe mine cu singura titulatură, nu care? De care îmi pasă. Ceva de genul prietenul meu Valentin. Și prietenul Valerica. Meu Valentin, care mănâncă ficații, mănâncă ficații, da. Deci mâncat-o din palmă. Dacă îi tinge o palmă, ți-o stai în mână să-i ciugulească. Nu există așa ceva. Mulțumesc mult, Vali. Ne vedem mâine seară, orele 20. Țineți aproape.